Eu mă consider o vedetă în sănătate, da. În România nu mă consider vedetă. Și mă consider sărac. Când văd de ce bani să vorbesc și de sume și milioane și asta, te sperii. Deci în Franța când mergi, te simți bogat? Da, și în București, respect. Când cobori? Nu. Care e cea mai frumoasă femeie pe care ai văzut-o vreodată? Toate femeile sunt frumoase. Dar cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este ultima. E persoana care e cu mine acum. Cum noi încercăm să avem și un copil. Tu cu Ioana? Da. În 1969... Eu aveam 23 de ani și am făcut finala cu Statele Unite la Cleveland. Și înainte de meci a venit președintele federației lor. Uite, îți propun ceva de la anul, dacă vrei să joci pentru noi. Și îți dăm câteva milioane. Și doar atât am spus. Zic, dumneavoastră sunt american. Da, eu sunt român. Asta e singurul popor cu care pot să mă identific eu. A rămas blocată la că un copil de 23 de ani a refuzat niște milioane. De ce îți pare rău acum? Îmi pare rău că de trebuie la astea, că mă acuză că am vândut meciurile. Te doare treaba asta. Dacă aveai 2 milioane în 69, erai boier. Voiam să vă întreb despre relația asta pe care aveți cu Ion Ciriac. Vă înțepați de foarte multe ori. El înțepă pe toată lumea. Și pe băiatul lui la fel. Deci pe mine mă tratează exact cum îl tratează pe băiatul lui, pe Ion Ion. Care e cea mai mare calitate a lui Ion Ciriac? Dacă aveam eu ambiția lui, mă vorbesc serios. Și spune mereu, dacă aveai tu ambiția mea, fie al dracului Năstase, erai departe. Ce e, dar replica lui Ceaușescu? Da. Și am zis că te prostești. Nu mi-a făcut nimic. Niciodată? Nu. E adevărat că fondatorul Adidas a fost îngropat cu un ceas, da, primit de la tine? Adevărat. Tu ai fost primul sportiv semnat, da, de Nike. Mă întreba pe fiecare jucător care vrea să joace cu tenisii lui și eu am fost singurul care am acceptat. A scris în cartea lui de memorii, a scris aici, despre tine. Da. A fost una din cele mai frumoase zile ale mele. Nunta cu Ioana. Da. Dar tu nu erai o persoană religioasă, nu, înainte. Nu mă vedeam niciodată, nici nu mă gândeam la treaba asta, că la vârsta mea o să devin mai credincios. Chiar la vârsta asta a ajuns la afli lucruri care nici nu credeai în ele. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul de astăzi nu e doar povestea legendei sportului românesc. Sunt 2 ore de conversație pe care, dacă le asculți, vei fi provocat să-ți regândești standardele, să-ți dai seama că limitele sunt doar în mintea ta, să crezi cu toată ființa că instinctul și munca ta sunt mai puternice decât orice rețetă de succes. Povestea lui Ilie Năstase este o invitație la a ne rescrie povestea. Invitatul meu spune că se simte mai apreciat pe străzile Parisului decât la București, dar cred că a sosit timpul, prin acest podcast și prin documentarul Nesti, care ajunge luna asta în cinematografe, să-i dăm primului număr 1 din istoria clasamentului ATP înapoi onorul și onoarea de vizionar al acestui popor. Nu e întâmplător că partenerul Fain și Simplu pentru acest podcast este smartphone-ul pe care îl vedeți de câteva săptămâni în fața mea pe masa de podcast. Honor Magic V2. Îmi iau notițele pe el, îmi scriu documentarea și un device pliabil care poate înlocui și laptopul și tableta și telefonul. Și seara târziu, chiar și televizorul, recunosc că m-am obișnuit să mă uit la fotbal și seriale pe el. Pentru că un astfel de obiect îți schimbă viziunea, îți resetează standardele. Nu e doar cel mai ușor și subțire telefon pliabil de pe piață. Când îl închizi, are grosimea unui telefon normal. Dar când deschizi, Honor Magic V2 îți schimbă viziunea despre ce și câte poți face cu un telefon. În ultima vreme, obiectul ăsta l-am văzut în trusa de zi a multor oameni de business sau din media și i-am întrebat ce găsesc fain la el. Și toți mi-au spus că e primul pliabil pe care îl simt ușor, dar când îl deschid cu ecranul mare, își pot face treaba de oriunde. De fapt, ăsta e avantajul lui Honor Magic V2. Deschide lumea pentru mințile deschise la nou, care creează lumea de mâine. Mulțumim Honor România pentru faptul că credeți în poveștile inovatorilor, iar acum vă rog să ascultați povestea celui care a inventat lumea tenisului profesionist pe care o cunoaștem astăzi. Cu onor și onoare, dragă România, Mr. Ilie Năstase. Fain și Simplu. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Invitatul de astăzi, pe lângă faptul că nu are nevoie de absolut nicio prezentare, e o onoare să îl am la masa asta de podcast. Cred că e cel mai potrivit moment să facem un episod
de Fain și Simplu cu Ilie Năstase, pentru că mai sunt puține săptămâni până se lansează probabil cel mai frumos documentar despre o legendă a sportului românesc, un documentar realizat de Tudor Giurgiu, documentarul Nesti. Iar Ilie Năstase este la Fain și Simplu astăzi. Bine ai venit, Ilie! Bine te-am găsit, Mihai. Acum, trebuie să spun că interviul ăsta o să se poarte la pertu, pentru că așa își dorește Ilie, în primul rând, pentru că Ilie, dincolo de buletin, are un spirit mult mai tânăr decât noi toți, și pentru faptul că ne cunoaștem de vreo 20 de ani. Cred că fix 20. Am fost șeful tău. Ilie Năstase a fost șeful meu la Radio 21. Da. Era și soția ta atunci. Da, poate că dacă... Și Daniel Buzăgan. Dacă era doar după tine, poate și în ziua de astăzi erai șeful meu. Se poate. Dar cum ai ajuns șef la un radio? Eu eram prieten foarte bun cu Jean-Luc Lagardère, care nu mai, Dumnezeu să-l ierte, printre noi. Un om excepțional, un om care îi plăcea sportul. El era căsătorit cu o doamnă din Brazilia. Și era mare fan de toate sporturile. Formula 1, era prieten cu Senna, tenis cu noi toți, la fotbal cu Platini. Țin minte că am fost la finala din 98, parcă a fost Franța cu Brazilia, am stat în aceeași lojă și se tachinau el cu soția, el într-o lojă în partea și el în partea asta cu noi. Nu, deci dânsul era enciclopedie de sport. Vașca că era unul dintre cei mai bogați oameni din Franța și din lume, din lume, da, e adevărat, cu EDS, cu avioanele, cu, cred că avea 11 sau 15% din Renault. Știu că prima mașină 4x4 Station Wagon a făcut-o el în Franța, era. Și am devenit prieten, mă simpatiza foarte mult. În fiecare an când era la Langaros, ne invita la el și pe mine și pe Țiriac și mulți sportivi la masă. Mi-i plăcea foarte mult să fie înconjurat de sportivi. Și mi-a zis într-o zi, Ilie, noi am negociat în România un radio, îi spune Radio Europa FM, cu niște domni, cu domnul Iliescu, care era președintele țării atunci. Zice, și știm că tu acum stai mai mult în România, n-ai vrea să fii directorul nostru la radio. De fapt, era Radio 21 și Europa FM, cumpărate de la Gardel Group. Și așa am stat, cred că vreo 11 ani acolo, cu voi, cu Daniel, cu soția ta, cu... Și salariul ți-l negociase direct cu... Nu, Gardel, era, cred că era Ghiberne înaintea mea și am luat același salariu, nu am avut în plus că eram prieten cu el. Adică să ai tu grijă acolo, că ai relații și să meargă bine și dacă vreodată îl vindem, s-ar putea să dăm și ție niște bani. Între timp, francezii de la Gardel nu că nu mai au afaceri în România, dar au vândut radiourile. Da. Și asta a fost cumva excursia ta în zona asta, da. a media, dar te-am întrebat de salariu pentru că, de fapt, curiozitatea mea este dacă pe tine te-au interesat vreodată banii. Nu, niciodată, și dovadă că dacă îmi fac așa un calcul și trag linie, cred că am ieșit pe even, adică egal, nici am câștigat, nici n-am pierdut. Că nimeni nu știe că să fiu cu ce făceam pe teren, mai și plăteam amenzi și mă și suspendau și... Adică riscam foarte mult. Astăzi nu se mai poate face așa ceva. În momentul când ai strigat puțin mai tare că nu știu ce, gata, și te-am dat sau te dă afară. Sunt foarte fericit că nu joc astăzi, că probabil eram sărac de tot. Da, acum, cred că asta o să se vadă în documentarul ăsta, Nesti, și de-aia aș vrea să meargă cât mai multă lume să-l vadă. În primul rând, că nu știu, câți în afară de Ilie Năstase mai avem în istoria sportului românesc, detalia lui Năstase, dar pe de altă parte documentarul ăsta, Nesti, care se lansează pe 16 aprilie la Sala Palatului, o proiecție specială în Sala Palatului, unde vine Ilie Năstase, vine Boris Becker, am înțeles,
Nadia Comăneci, Hagi Lucescu, toți sportivii care eu sunt, îi apreciez, sunt prieteni în primul rând, vin prieteni în primul rând, soția, familia, și am decis... Câți copii vin? Am decis cu Cosmin și cu... Cum îl cheam? Tudor Giurgiu. Cu Tudor, să primele trei rânduri, adică primul rând pentru cei invitați și rândul 2-3 să fie numai copii, dar copii care practică tenisul. Să, ce fain. Da, să vadă și ei că se poate și că cineva din România poate să ajungă să fie numărul 1 mondial într-un sport foarte dificil și foarte scump, pentru că știm că tenisul e foarte scump, și să-i încurajăm, că cei bătrâni și cei mai în vârstă ca mine m-au văzut și mă cunosc și știu, știu și acum ce facem pe teren, dar ei, copiii ăștia mici, nu m-au văzut. Am vorbit mai devreme cu Cosmin Hodor, care e producător al filmului, da, și prieten bun, și îmi povestea câți oameni apar în documentarul ăsta, pe care după aia puteți să-l vedeți în cinematografe. Apare Boris Becker, apare fondatorul Nike, da. Eu nu l-am mai văzut dând interviuri de nu știu cât timp, Phil Knight. Pentru că tu ai fost primul sportiv semnat de Nike. Care am jucat cu tenisul lui, că el a început numai cu tenis și după aia a început cu echipament, cu atletism, cu tot ce a făcut după aia. Apare Rafael Nadal, apare Tony Nadal. Boris Becker, Billy Jean King, Bjorn Borg, Jimmy Connors, care mi-a fost partener 6 ani de zile. Și apropo, că nimeni nu știe că eu cu Jimmy Connors am câștigat, în afară de Roland Garros, toate Grand Slam-urile la dublu, care e un record. Adică am cu Țiriac un Grand Slam și cu el 3, cu Connors la dublu. Și la dublu mix am cu Rossi Casals. Deci am 7 Grand Slam-uri la dublu și 2 la simplu. Și înțeleg că Rafael Nadal, care apare în documentarul ăsta, spune că fiecare jucător de tenis din ziua de astăzi ar trebui să-i mulțumească lui Ilie Năstase, pentru că altfel tenisul n-ar fi fost un sport atât de popular. Da, și bine, după interesul companiilor mari, au văzut că eu mai și făceam, mai mă certam cu arbitru, mai discutam cu spectatorii și asta s-a schimbat foarte mult. După mine a venit Mecaro, care a făcut și la fel, sau mai puțin bine ca mine, că era mai tânăr. Am învățat de la mine ce a făcut după aia și tenisul a început să intră sponsorii cu mulți bani, că până în 73 erau foarte puțini sponsori. Singurul sponsor care în 73 era o bancă, BNP Paribas. Și după aia au intrat Peugeot, Coca-Cola, toate celelalte, Adidas, toți. Așa a început istoria Roland Garrosului. Și istoria tenisului profesionist. Da, o să vorbim despre toate astea, Ilie, dar până una alta merge și vedeți documentarul ăsta, pentru că este mai mult decât un documentar. E viața mea. E viața lui Ilie și viața lui Ilie este un film, de la viața personală până la meciurile din... La lucruri bune, dar și la lucruri mai nebunești, să le făceam eu cu nebunia mea, cu arbitru, mai... Da, dar... Așa am simțit-o că trebuie să joc. Nu mi-a zis nimeni. Da. Eu și la antrenament. Țin minte că într-o zi mă antrenam cu Jimmy Connors, jucam împreună la dublu și a venit așa mai timid la mine și mi-a zis: Nasty, știi, vreau să spun ceva, dar nu știu cum să spun. Zi-mă ce. Zice, vreau să spun că aș vrea să nu mă mai antrenez cu tine de mâine. Se poate? Da, mă, nicio problemă. De ce? Păi tu mă bați 6-0 la antrenamente, spui scurt în alea, și eu trebuie să-mi exersez lovitura de dreapta și mă dereglez. Zic, gata, de mâine joci cu cine vrei tu, eu joc singur. Și așa s-a întâmplat, adică și la antrenament făceam același lucru. Nu e că toată lumea spune, domnule, era, își pregătea asta, știi, o să faci asta în timpul meu, ci nu. Ce s-a întâmplat pe teren? Țin minte că la Roland Garros boxele sunt foarte aproape de teren, doar un gărduleț mic de jumătate de metru care desparte de teren și boxele. Și în plan de boxe era Belmondo, care îl venea mult. Jean-Paul Belmondo. Și avea o prietenă, Nati o chema, blondă, și avea un cățeluș mic. Jucam contra lui Vilas. Și la un moment dat dă Vilas un serviciu și intră mingea
în loj acolo. Erau numai picioare de astea și văd un câine. Eu, în loc să iau mingea, iau câinele în brațe. Iau câinele în brațe și s-a început bălmeu, doamne. Naste, Ilie, Ilie, dă-mi cățelul înapoi că mă omoară nevastă mea, prietena. Zic, nu-i fac nimic. Zic, îl duc să-l vadă și arbitru. L-am dus la, vezi, arbitru. Păi mingea unde e? Lasă mingea, câinele. Și avea și ele lesă de aia. Uh-huh. L-am legat de scaunul arbitrului și a stat acolo vreo 5 minute, l-a țipat la mine. Nu s-a mai jucat, lumea, era unul, l-am văzut în primul rând, plângea, îi culgeau lacrimile. De râs? De râs, da. Adică... Asta era la Roland Garros? Roland Garros, era primul tur, cred că, cu Vila, sau trebuie doi, nu mai știu. Asta nu mai poți să faci în ziua de astăzi, în tenis. Am văzut pe ăla, Rublev, sau cum îl cheamă. S-a dus la arbitru, nu știu, a greșit, cea că nu, i-a fi zis pe rusește, l-a fi înjurat. Și a țipat la el, nu știu, și l-a dat afară, după teren. Păi eu îi dădeam cu racheta, la arbitru nu mă dădea afară. Că îi plăcea, eu dădeam așa în cap, îi luam pălăria, după aia scuturam. Dar aveam și, cum să spun, trebuie să ai și sensul, să ai umor când faci. Dacă faci, făceam cu zâmbind, dacă faci așa, e serios, nu dă bine. Și erai, deși de origine română, tu practic erai croit pe marketingul ăsta al americanilor, pe faptul că făceai show. Dovadă stă în faptul că de multe ori arenele se umpleau, da, cu oameni care veneau să te vadă jucând. Ar fi fost bine, mi-ai să fiu plătit pentru ce aduceam în tribune, că eram plătit pentru premiile care erau și nu erau niște premii ca acum, bineînțeles, și premiile au crescut abia după 73 încolo, când eu m-am lăsat în 84 de tenis. 2 milioane de dolari au fost câștigurile tale în toată viața de... Atunci, de prize, adică premii. De, din premii. De urma meciurilor jucate pe teren. Dar banii mulți au venit din, de la sponsor, de la Adidas. Și aveam, atunci aveam, țin minte, și cu Rotmas am avut țigări, am jucat odată un an de zile. Aveam și alte... Cât erau în contract de publicitate atunci? Atunci cu Adidas a fost cel mai mare atunci. A fost, cred că erau an 200 de mii, 250, nu mai știu. Și l-am avut până în 80 și până acum, recent, când am avut problema cu Serena. Uh-huh. O să vorbim și despre, da, și despre asta. Deci 200 de mii de euro era cel mai bine plătit sportiv din lume într-un contract de publicitate. 72. Iar acum 200 de mii e... Nimic. E absolut nimic. Bine, dar erau, atunci 200 de mii erau niște bănuți, dacă ne ducem înapoi. Mă uitam, Djokovic cred că a câștigat anul trecut vreo 38 de milioane de... Din prize, man, din de dolari, doar din turneu. Din premii. A câștigat de vreo 10 ori mai mult din publicitate, probabil. Acolo sunt banii. În momentul când ai luat un Grand Slam, e un milion acum sau ce, fiecare Grand Slam, dar la milion o să mai adaugă 20-30 din... publicitate. Ăsta e cel mai mare regret al tău, că ai jucat într-o eră în care erau abia la început Nu regret, să spun de ce. Pentru că cei dinaintea mea, Roosevelt, Laver, n-au făcut banii care am făcut eu. Și tot așa mai departe. Și probabil că în 10 ani de acum o să spună că Djokovic sau Nadal au făcut mai puțin decât cei care urmează de acum încolo, 10 ani. Asta e. Dar pe de altă parte, cred că jucătorii din ziua de astăzi în tenis nu cred că au viața pe care o aveai tu, o aveați voi. Da, atunci se putea, adică erau, dar să spun altceva, că noi jucam, acum nu știu, sunt obligați să joace, cred că doar 16 turnee ca să-ți socotească punctele. Înainte noi jucam 30-32 de turnee, atenție, și încă vreo 10-12 săptămâni Cupa Davis, care nimeni nu știe de treaba asta. Noi am făcut 3 finale. Ca să ajungi într-o finală trebuia să joci cam 7 meciuri ca să ajungi într-o finală, că așa era regula, că cine câștiga cu anul înainte rămânea și aștepta să vină finalistul. Și noi cu Țiriac, oricum ne eram foarte concentrați pe treaba asta, jucăm pentru România, luăm o săptămână înainte de Cupa Davis și săptămâna de Cupa Davis. Deci noi pierdeam cam 2 săptămâni la fiecare meci. La 8 meciuri, 7 meci, făceau 15 săptămâni. Și restul jucam turnee.
Dar te-ai certat vreodată cu Ion Țiriac în timpul în care erați în activitate? Nu ne-am certat, dar mi-a reproșat foarte mult atunci când am pierdut cu Statele Unite la București. Anul ăla era în Cupa Davis, da. În 72. Da, în 72. Eu am jucat finala cu Arturaș la US Open și după US Open trebuia să venim două săptămâni înainte de Cupa Davis. Și am spus și la antrenor și Țiriac că eu m-am înscris la turneul de la Seattle și de la Los Angeles și nu pot să plec, că o să mă amendează. Și într-adevăr am jucat pe ciment amândouă turnee, l-am câștigat pe amândouă și când am ajuns la București, deja mai erau 3-4 zile pentru meci. Și n-am avut timp să mă antrenez pe zbură foarte mult, că e alt meci. Aveam și o problemă la deget și am pierdut meciul. Și ce mi-a zis, trebuia să fie aici, când ți-am spus eu, acum, nu, dar nu ne-am certat, nu era ceartă, un reproș. Îmi spunea, domne, dacă cine știe te antrenai. Și i-am explicat de ce, că m-am amendat dacă nu mă duceam. Atunci structurile de stat și de partid din România l-au chemat pe Ion Țiriac și au încercat să-l convingă că Ilie Năstase a vândut meciul cu Statele Unite. E, nu, asta e tipic la români, de multe ori. Știu că ne-a primit Ceaușescu după meciul cu Statele Unite, el nu era supărat, nu era nimeni supărat. Știu că m-am întâlnit cu doamna Elena Ceaușescu pe coridor pe acolo și am văzut că mă grăbesc așa și am supărat și m-a luat deoparte și mi-a zis, Flăcăule, du-te liniștit unde trebuie să te duci, că noi știm că tu mai vând meciul. Au fost zvonuri, că eu m-am văzut prin discoteci, prin baruri, că noi aveam poliția în față, la ușă, la hotelul unde stăteam acolo, la Triumf, aveam un polițist care ne păzea. Dar mașina mea, i-am dat-o la un prieten, la un italian, care era fost arbitru de tenis, Michele îl chema, și s-a dus la prăpciu în toate barurile, în București, înainte de meci, că el era spectator, nu? Și avea părul lung ca mine negru, a zis că eu sunt ăla. Securitatea o fi dat mai departe, cam, că da, Ilie... A vândut meciul. Nu cred că în altă țară se poate să te acuze de așa ceva. România se poate. S-au dat zvonul ăsta, a vândut meciul. Și culmea, când m-am dus următoarea săptămână, am jucat la Barcelona. Finala de la Master cu Smith, nu știu, dacă tu erai tânăr. Și am jucat, nu eram pe vremea. Am jucat cu în 72. 73. Așa. 2. Păi dacă era Cupa Davis în 72, 72. Și am ajuns acolo și în semifinală am jucat cu Gorman. Nu cu Gorman, am jucat cu... Nu mai știu, Orantes. Și Smith a jucat cu Gorman. Gorman, la un moment dat, la mingea de meci, s-a oprit și a început să se vaite de spate, că a dus doamna și a abandonat, ca să joace Smith cu mine în finală. Uh-huh. Și am jucat, noi ce am jucat vreo 5 ore în finală, l-am bătut în sfârșit pe Smith, dar greu de tot. A doua zi am ajuns în România și zvonul că eu i-am dat meciul la Cupa Davis și el mi l-a dat la Barcelona, la Master. Asta era zvonul atunci. Că și acum la fel, nu s-a schimbat nimic oricum. Da, ai avut vreodată oferte ca să vinzi un meci? Nu, am avut ofertă în 1969 la primul meci și acum regret treaba aia. În 1969 eu aveam 23 de ani și am făcut finala cu Statele Unite la Cleveland, unde erau mai mulți români decât americani. Și înainte de meci a venit președintele federației lor și mi-a spus, Ilie, dacă vrei, uite, îți propun ceva, dacă vrei de la anul, acum din finala cu Statele Unite, fă cum vrei, joacă ce vrei, dar de la anul, dacă vrei, să joci pentru noi și îți dăm câteva milioane. Copil, 23 de ani aveam. M-am gândit ce să-i spun la nebunul ăla. Și doar atât am spus. Zic, dumneavoastră sunteți americanul. Da, eu sunt român. Eu, ăsta e singurul popor cu care pot să mă identific eu. Român. Dumneavoastră te identifici cu americanii, fiecare cu ce, unde s-a născut. A rămas blocat ăla, că un copil de 23 de ani a refuzat niște milioane.
Și pe bune spuseseră pe masă niște milioane de dolari? Da, în spate am stat și m-am gândit să fac, să nu fac, dar m-am gândit. Eram aproape să fac treaba asta. Dar răspunsul l-ai dat pe loc? Da. Nu? Nu. Și da. De ce îți pare rău acum? Îmi pare rău că de tribulația, că mă acuză că am vândut meciurile astea, îți dai seama, te doare treaba asta. Când tu refuzi niște o situație în care tu puteai să, dacă aveai 2.069.000, erai boier. Și familia ta și prieteni, ajutam pe cine puteam cu 2 milioane. 2 milioane în 1969 valorează sau valorau mai mult decât 20 de milioane de dolari acum? Sigur, cu siguranță. După 54 de ani, nu am făcut-o, că nu s-a întâmplat. Da, o să spun o întrebare pe care în mod normal aș fi avut-o pregătită pentru a doua parte a interviului. Trăiești în continuare cu sentimentul că ești mai iubit în străinătate decât în România? Iubit și în sensul de respectat. Ești, cum e, Mihai, ca la când joci un meci de tenis, ai unii care sunt pentru tine și unii contra ta. Eu așa gândesc, că unii, nu toți românii sunt, nu mă apreciază la justa mea valoare. Aia care sunt, or să fie totdeauna și pentru ceilalți sportivi, pentru toată lumea și pentru Nadia, că nu, o iubim pe Nadia, dar sunt unii care poate nu o iubesc. Însă, când mergi pe stradă undeva, nu o să spună niciodată, bă, vezi că ai vândut meciul, vezi că nu-mi place de tine, sau vezi, bă, că, mamă, ce gras ești. Auzi doar așa, a, ce bine arătați, domnul Năstase, vă salut, vă aduceți aminte de meciurile de la Roland Garros, treburi de astea. Dar la noi, oamenii îndrăznesc să intre în, nu știu cum să spun. Să depășească... Da. Bariera. Respectul. Uh-huh. Dar nu mă aștept să mă iubească toată lumea. Dar nici să mă deteste toată lumea, că după aia e o problemă. Dar eu înțeleg, fiind sportiv, înțeleg. Când ne jucam la US Open, de exemplu, cu Arthur Ashe în final, 15.000 erau contra mea. Și era un prietenul meu și încă un băiat care țineau cu mine. 2 contra 15.000. Dar acolo înțelegeam. Jucam în Statele Unite. Dacă jucam la București cu Arthur Ashe, 15.000 erau pentru mine, nu? Înțeleg treaba asta, dar oamenii, comentariile astea care le văd prin Facebook, n-au rostul, nu știu de ce. N-am făcut nimic. Că mi-au luat carnetul, că am băut. Am susținut-o pe Simona și la un moment dat un comentariu. Drogatul ăsta, bețivul ăsta. Da, tu ai avut de când erai mic problemele cu astea cu nu cu autoritatea, adică n-ai suportat autoritatea și fie de ce. Tatăl meu a fost închis în 1962. I s-au furat banii băncii naționale, niște fost securiști colonei, nu știu, Leonida îi chema, familia Leonida, și până nu i-au găsit pe aia, îl bătea la cap cu noaptea de nisip și la picioare, polițistul care era cu taică-mea în mașină, l-a murit, era taică-mea, era solid, avea 1,95 m, era solid, a fost polițist și el, și a rezistat. 6 luni de zile a fost atunci în arest. Da, în arest. Și bătut. Nu că nu era în arest, bătut. Cum arăta tata când l-ați luat? Când să spun ce s-a întâmplat, ne-am dus cu toți, cu Costică, cu surorile mele, cu maică-mea, să luăm de la Calea Victoria acolo la poliție. Îl ținea un întuneric, în primul rând, nu avea lumină, nu avea nimic, nu puteai să-l vezi. Bineînțeles că eram urmărit de securitate, nu puteam să facem nimic. Noi ca... Eu eram copil, aveam 12-13 ani. Și când a ieșit de acolo, l-am luat de mână eu și Costică, fratele meu, de mână, și mergea maică mea cu surorile mele în spate. Și la un moment dat, la o trecere pietonă, a claxonat unul. Știi cum a căzut și a tresărit? Era să cadă cu capul de asfalt. Ei, de atunci e treaba asta mea. Am așa o... Nu suport milițienii. Nu-i suport. Și nici ei pe mine.
că știu. Și în general nu suport să ai un șef, să ai pe cineva da, care să spună ce să faci. Știi ce făceam după treaba asta, că l-a bătut pe taică? Treceam pe unde trebuia să treci și prădeam amendă, numai să-i enervez pe polițiști. Că erau milițieni. Și acum tot milițieni sunt, părerea mea. Deci pe tine te-a marcat... Da. Faptul că tatăl tău, taică, pentru cine nu știe, tatăl tău da, era într-un transport naționale. Cu vreo 250.000 de dolari. Era colector. El colecta toți banii de la fabrica de pâine, de la instituții, cum de, statul câștiga bani. Și aducea la Banca Națională. Și singura vina tatălui tău era că era în acel transport? Taică era sus, venea cu sacul. Aha. Jos, polițistul care i-a păzea banii și cu șoferul, i-au atacat cu arme, armat și cine, știți cum era atunci? Știi cum era Imane? Dacă nu găsea vinovatul, până îl găseau, te bătea pe tine. A, și spunea lui, ai furat împreună cu șoferul și cu polițistul, miliția, ha? Să vezi ce-ți facem noi ție. Și din bărbatul ăla înalt, puternic, cum era tata după 6 luni de bătăi? Era slab, nu mai. Bine, am avut noroc cu domnul Maurer, care era un prieten ministru, e ministru de externe atunci, cred. Ne-a ajutat foarte mult. Cred că a fost pe timpul lui Gheorghe Udej. Treaba asta în 62. Ceaușescu a venit în 65, cred. Și așa, mai ușor, mai așa, l-a recuperat taică meu, după aia l-a acceptat să se întoarcă la serviciu, să-i recupereze și banii care trebuie să-i, lunile care le-a pierdut, 5 luni. Dacă și copilul rămâi marcat. Și... Dar a mai fost om tata după nu, asta? Nu, nu mai putut, dar l-au reangajat, dar nu s-a mai dus, că nu a mai putut. Dar știi cum e? N-ai ce să faci, că așa erau regulile atunci. Și cu toate astea, la câțiva ani după când, că nu au mai trecut mulți ani până când americanii ți-au făcut oferta asta de câteva milioane de dolari ca să joci pentru ei, sub culorile steagului lor, tu ai zis nu. Nu. Eram legătura mea cu viața mea, era în România, nu aveam, ce făceam cu banii, rămâneam în America, aveam familia acasă, maică mea, taică, eu eram foarte familist și îmi plăcea să mă întorc, cu toate că aveam foarte puțin timp, noi jucam cam 11 luni pe an și singura lună când ne întorceam acasă cu Țiriac era în decembrie. Și alea 3 săptămâni care erau, sau 4, stăteam în România, mergeam la Poena Brașov, aveam noi locurile noastre și în ianuarie o luam din loc, începea Australian Open și tot așa. Dar mama cât de mult a suferit? Și mama ta a avut o tinerețe zbuciumată, ca să zic așa, ea a fost refugiată, nu? Da. Din Republica Moldova? Da. A fost, nu știu, cunoaște părinții, au fost orfane și ea și sora ei. Și a fost foarte mândră să vină din partea ta, că era la Râmnicu Sărat, era polițistul Băncii Naționale și l-au mutat la Soroca. Uh-huh. Atunci a cunoscut-o pe maica mea. Maica mea de lângă Chișinău, cred că îi spune la orașelul la Căinari. Și perioada cât am stat acolo, cred că Costică și sora mai mare au făcut prima clasă acolo, la Soroca. Și fiind cu polițiști și avem relații la bancă, a zis, ne-a năstat să vezi că îți aude că vor să intre ruși în Moldova. Zice că am fost bagajele și dă-i drumul. Dă-i drumul înapoi în România. Și așa s-a întâmplat. Bunicii mei care erau acolo au fost trimiși în Siberia. Bunicul meu, după o lună, i s-a amputat piciorul, că era minus 40 de grade, nu erau obișnuiți. Bunica a murit și acolo. Și ne-am întors la Râmnicu Sărat. Eu, taică m-a stat la Râmnicu Sărat vreo încă 2 ani. Și într-o zi a venit guvernatorul României, era domnul Vijoli atunci. A venit în vizită la Râmnicu Sărat, i-a plăcut de taică meu, că era solid. Zice, Nea Gheorghe, te vreau la București. Haide, uite, îți dau și casă și tot ce vrei matale, dar te vreau la București, că îmi place de dumneata, ești așa. Și unde să ne... Ne-a băgat la Progresul.
la Staicovici, acolo unde... În Cotroceni, acum. În Cotroceni, unde exact se joacă Cupa Davis. S-a jucat și acum, și unde nu putem juca acum. Arenele BNR. Arenele BNR. Nu înțeleg de ce, dar mă rog. În fine, nu vreau să intrăm în discuții de asta, că BNR-ul, ale arenele sunt ale statului român, nu sunt ale băncii naționale. Și dacă ne gândim, Banca Națională tot a statului România. Tu acolo ai copilărit? Acolo am copilărit până la 6 ani. Deci m-am născut cu moașă, că în deal acolo, maică mea n-a mai ajuns până în deal în Panduri, unde era spitalul Panduri, că mergeam pe acolo, acolo ne dădeam pe de lulețul la Cusania. N-am mai ajuns și a zis că am avut taică mea repede o moașă, am născut acolo, la, acum sunt vestiare acolo, nu mai știu ce sunt. Că, apropo, am vrut să iară la soția mea lui Ioana, unde m-am născut. Și veneam de la Marriott, am oprit mașina în față la intrarea principală, acolo o ușă de aia electrică, așa, și 3 polițiști. Unul mai tânăr și mai așa, mai... Și mă dau jos, da, domnule, stați, zic că am oprit, vă rog să mă scuzați, am vrut să-i arăt soție mea unde m-am născut. Nu se poate să intrați. Păi de ce? Păi Banca Națională, dumneavoastră, păziți. Deci 3 polițiști, păzești un club de sport și nu mă lași pe mine care m-am născut acolo. Și unul din ei e foarte așa mai așa dezghețat, zic, nu mă lăsați să veniți altă zi când sunt eu aici și nu sunt băieții ăștia și vă las să intrați să vedeți. Deci nu există un teren care noi, domnul Țiriac, la un moment dat ni s-a dat numele. Cum a zis, arenele Țiriac Năstase, BNR Năstase. Mulțumim, foarte frumos, ne-am dat viața pe teren acolo să jucăm. Și vine cineva și spune că e terenul privat și nu mai jucați aici. Mi-aduc aminte că înainte de meciul de Cupa Davis, tribunele erau la jumate care le vezi tu acum. Uh-huh. În 2 zile s-au ridicat tribunele mai sus și la un moment dat mă întâlneam cu ție și aud bocanci de soldat. Bum, veneau. Ce e? Păi ni s-a ordonat să testăm stadionul și băieții să suie pe tribune și începe să bată ca să vadă dacă rezistă de la Ceaușescu, vine se ordinul ăsta. Deci arenele alea s-au mărit doar pentru că voi Cupa jucați Davis, da. Cupa și Davis. Dintr-o dată nu se mai poate juca. Tradiția aia de câți am jucat noi acolo s-a șters așa. Acum știi ce acolo? Niște parkinguri a făcut domnul guvernator și probabil că acolo își face și vinul, probabil, în spate, pe acolo, că nu mai știu, că nu ne lasă să intrăm. Da, e și pentru mine o mare enigmă, dintre cele mai frumoase baze sportive, e și stadion acolo. Da. La fel, stadionul ăla în paragină de fotbal. Stadionul Progresul. Da. Deci, cum să spun, acolo unde te-ai născut, îți ții minte, mâncam corcodu și săream pe-n pom, era un nuc. A tăiat și nucul ăla și i-am zis, domnul guvernator, când a tăiat nucul ăla, știți ce s-a întâmplat cu mine? Nu știu, domnul ăla, ce s-a întâmplat? Zic, mi-a stat un deget de la picior. Acolo mă suiam cu Costică, eram aici, băteam nucul. Dar ai spus vreodată lui Mugurisărescu asta? I-am spus, dar omul nu, e prea șmecher, prea are relații, nu știu ce are. Că... Domnule, dacă e teren de sport, lasă-l să fie de sport. Este o lege în care n-ai voie să schimbi destinația unui teren de sport sau dacă o schimbi, trebuie să faci în altă parte. E lege. El a făcut parkinguri. Nu înțeleg. Și m-am sculat în Senat, nu știu, că l-am chemat la Senat. Eram și eu senator și domnul Tăricianu, parcă era președintele comisiei astea, și l-am întrebat... Dar de ce sunt? Banca l-a cumpărat acum nu știu câți ani terenul, dar nu e adevărat, pentru că terenul a fost teren de sport, era la Ministerul Tinerilor Sportului, când era Cornel Dinu, secretar de stat, s-a făcut un protocol între Ministerul Tinerilor Sportului și Banca Națională. Terenul ăla nu a fost, cred, la Țiriac, i-am dat în judecată Banca Națională și la proces... L-a întrebat judecătorul, vrea să avem și noi ăsta, actul de proprietate, dacă l-aveți, cumva. Păi nu avem, dar ce aveți? Un protocol.
nu este act de proprietate, așa că ați pierdut procesul. Una peste alta, pe terenurile astea care acum sunt închise sau s-au transformat în parcări, Ilie Năstase a câștigat 109 meciuri pentru România în Cupa Davis. Da, cred că sunt al doilea după Nicola Pietrangeli, ca meciuri jucate și meciuri câștigate. Nicola Pietrangeli l-a jucat până la 40 de ani, am jucat până la 38. Nu că, cu trei meciuri mai mult ca mine. Și al treilea cred că e Manolo Santana, Dumnezeu să-l ierte că nu e. Toată istoria Cupa Davis. Da, de când există. Acum sistemul e altul, să joacă într-o săptămână toate meciurile. Au scos ceva care era foarte important. În fiecare an se juca în altă parte și să promova tenisul. Acum se joacă în același loc 5 ani la rând. Deci tenisul pierde în treaba asta. Da. Înțeleg câtă durere să nu poți să intri acolo. Asta e și motivul pentru care turneul Țiriac Open se joacă baza Năstase Marica. Da, e adevărat. Deci noi încercăm să reducem, aducem din nou tenisul unde a fost, dar acolo rămâne pentru mine, n-ai cum, că înaintea noastră a jucat Karalulis, a jucat domnul Schmidt, a jucat frații Viziru, au jucat că au plecat în America, Tănăsescu, Magda Rurac, toate tradiția aia care exista în tenisul nostru s-a dus așa, gata. Degeaba facem noi la mine și la Marica, că n-are, e primul an. Acolo s-a jucat tenis de 100 de ani, domne. Da, înțeleg că tot weekendul ăla e sold out. Chiar dacă Țiriac Open se joacă da, aici. Da, pentru că oamenii au prins, cum să spun, gustul tenisului și avem și niște jucători destul de buni, Varvinca și, nu știu, Monfils, care pentru turneu de calitate asta, de premiile astea, nu se duc. Dar vin pentru că știu că au jucat și înainte acolo unde era turneu, au jucat și Becker, au jucat și Muster, au jucat toți acolo. Ivan Isevici, am avut turneu foarte bun și 20 și ceva de ani, după aia dintr-o dată nu mai e turneu. În fine, nu vreau, dar mai bine că dăm să face vin acum. Am zis că, unde, domne, scuze că acum m-ai luat repede așa, unde în lumea asta un guvernator a unei țări din Europa, unde bănci naționale, da? Așa. Unde spune semnătura? Nu pe bagnuntă? Eu așa știu. Dă-mi să o pune pe o sticlă de vin. E foarte urât. Eu dacă mâine reclam la Comunitatea Europeană, nu știu dacă mai e. Cum să vinzi vin? Cum să vinzi, domnule? O afacere de familie. Păi nu, păi el e. Înțelesc, dacă pune pe băiatul lui sau pe fata lui sau ce are, pe soție sau pe amantă, înțeleg să fie Isărescu. Dar tu ești guvernatorul unei bănci, unei țări europene. Alo, tovarășul Isărescu, nu mai merge cu Heirup. Da, povestește-mi, întorcându-mă la copilărie, o altă curiozitate mare este, crezi că dacă ai fi avut un antrenor, ai mai fi ajuns o legendă în tenis? Ai fi ajuns atât de mare? Pentru că tu ai avut un stil greu de definit. Pe lângă personalitatea ta, da, ai avut mingile alea scurte, loburile filtrate. Acum o să-ți dau un exemplu, un meci care l-am jucat la București în 67 cu Spania. Jucam cu contra lui Manolo Santana, care era numărul 1 în lume atunci, a câștigat Wimbledon, venea de la Wimbledon. Primul meci am jucat cu el și început să-i fac cum jucam eu, scurte, lob. După vreo trei game-uri, treceam pe lângă el, pe lângă scaunul spaniolului, ca Jaime Bartoli era antrenor, și ăsta îi spunea în spaniolă, dar cine e ăsta, slăbănogul ăsta, care joacă ca mine și mă copiază? Eu nu-l văzusem pe Santana în viața mea. Ăla zice, joacă, că uite, de la 3-0 n-am mai văzut mingea, m-a bătut 6-3, s-a enervat. Și după meci, am făcut o poză cu el înainte de meci, după meci, a doua zi, a treia zi, mi-a dat cineva o fotografie. Și pe fotografia mi-a scris așa, para pentru un futuro, un viitor,
campion del mondo. Campione del mondo. Manolo Santana. Asta era în 65. Wow. Aveam deci a văzut campionul din Puștiu. Da, aveam 19 ani. Da. A zis, cine asta că dă mai bine ca mine scurtele și loburile liftate? Că așa juca. Manolo era tare atunci. Și zice, ăsta, bă, ce, nu știu cum să-l joc. Și m-a și bătut. Crezi că dacă ai fi avut un antrenor, te-ar fi domesticit, antrenat în așa fel încât ți-ai fi pierdut din personalitate? Nu, pentru că tu ai ajuns nativ. Da, nu era la mod de cu antrenorii care acum și care îi schimbă cum vor ca ceva păciorat și asta. Nu erau. Deci, jucai de capul tău, intrai pe teren și jucai, oricum, dacă ai antrenor și îți spune înainte, vezi să dai așa și asta, așa, și tu nu poți când intri pe teren, degeaba, tu ești ăla care trebuie să execuți, da, bine că te uite, acum îl filmează pe la adversarul înainte, dreapta de mai prost, vezi, îi dai acolo, dar atunci nu era, tenisul nu era un, cum să spun, ca și premiile, ca și tot, era în urmă, abia când s-a făcut era open, adică deschis, cred că a fost în 66 parcă, când au început să intre și profesioniștii cu noi, cu amatorii, atunci noi am crescut foarte mult, pentru că ei erau mult mai buni ca noi. Raver, Roosevelt, nu știu pe toți, erau, ne spunea aia 8, ce mai frumos, Handsome 8, le spunea. Și n-aveam voie să joace cu noi. Și în momentul când s-a făcut, era Open, primul turneu, cred că a fost la Bournemouth, după aia a fost Roland Garrosul. Țin minte că atunci, în anul ăla, Țirea, că era să-l bată pe Lever, a condus cu 2-1 și 4-2 sau 5-2. Și Lever a câștigat turneul. În 68, pardon, a fost. În 68, pentru că în 68 a câștigat Roosevelt și în 69 a câștigat Lever, Roland Garros. Și din copilărie, ce ți-a fost cel mai util? Gândindu-te aveam, cred că fratele meu, pentru că noi stăteam acolo și el juca, era cu 13 ani mai mare ca mine, juca deja. Era jucător, avea și rachete de alea Dunlop, pe care eu nu ajungeam să aveam. Eu jucam tot la perete acolo, lângă, în Progresul, e o fabrică de ciocolată și de bomboane și dădeam la peretele contra fabricii acolo. Da, și lucrurile care au pe jos, tenis și murdari, mingile, aia acolo, acasă, mâncai și vedeai racheta. Adică aveam totul, terenurile aproape, terenul de fotbal într-o parte, terenul de tenis în altă parte, 10 metri terenul de tenis, 20-50 de metri terenul de fotbal. Asta într-o perioadă în care în România era după război. Da. Era foamete. Era sărăcie, Lucie. Nu, în toată lumea, nu în România, atenție. Deci foametea a fost și în toată lumea. Dar ce ții minte din foametea aia? Aveai câțiva ani? Nu, 46, nu. Noi eram născut. Aveam, da. În 50, noi am stat acolo până în 52, pentru că în 52 s-a organizat Festivalul Studenților și atunci aveam acasă mare noi acolo, au băgat studenți acolo și ne-au dat pe noi în altă parte. Atunci ne-am mutat, aveam 6 ani. Și din perioada aia de foamete, ce ții minte? Noi am avut mare noroc, pentru că acolo sunt, în incinta stadionului, sunt 6 hectare. Și domnul Vijore, care era guvernator și el, adică, conducea Banca Națională, ne-a permis să avem animale. Și aveam așa, o văcuță care numea, maica mea, cum Florica o chema. O văcuță în centrul Bucureștiului. În centru. 3 capre, că de fapt, pe fratele meu, Țirea, că îi spune capra. Că păzea caprele, care aveam lapte, aveam porumbei voiajori, Costică era cu băga bilețele, le trimitea. Ce mai aveam? Aveam aveam grădină, roșii, adică aveam o livadă de pruni, se făcea țuică. Noi am dus-o bine, maica mea făcea și brânză. Deci în 46, nu știu câți, în mijlocul Bucureștiului, să ai animale. Și să-ți permită... Practic altfel nu puteai să treci prin foamea asta. Nu.
Și am avut noroc cu acest domn. Vijole, ție minte că venea că lui îi plăcea fotbal să juca și echipa nu se numea Prost, se numea Spartak, Progresul Spartak, ca și acum că l-a dat înapoi numele. Și venea cu, ții minte, cu bagnote de astea noi și taică-miu, că știa că îi place și de mine și de familia noastră, zicea la maică-mea, pune-l pe la gol în geam, că trece guvernatorul, se duce la meci. Trecea și nu mai deschidea geamul, stăteam acolo ca la vitrină, cum stau fetele pe acolo, și venea și ții minte că avea de-astea, bagnote de 10 lei, erau mulți bani atunci. Și îl facea așa și o lipea pe geam. Deci tu ai câștigat bani de mic. Da, dar și la un moment dat, după ce s-a întâmplat și nu știu ce, l-au închis. Domnul Vijole, că nu știu ce, și culmea că după ce l-au închis ca să-i descurce pe fraierii de la Banca Națională nu știu ce an, l-au scos. Și omul a descurcat totul și a fost bine. Și la un moment dat s-a întâlnit cu tine. Păi, Nea Gheorghe, ia zi bre și mie. Iliuță, băia, copilașul al matale, care îi dădeam eu, ce face? Nu e cel care joacă acum și succes, zice, salută-l din partea mea, adică era un om foarte bun. Ăsta era guvernatorul Băncii Naționale Vijoli. În vremea. Și acum dacă te duci acolo la Banca Națională, el este unul dintre, are fotografie acolo. Ce vremuri. Da. Povestește-mi dacă ai avut probleme cu partidul, cu aparatul de stat când ai mers în străinătate, când ai început să joci în turnee. Nu, n-am avut noroc că nu ne-au oprit. Nu știu, probabil că cei care gândeau că facem o treabă bună, adică și nici n-am avut, cum să spun, frica asta că mi se întâmplă ceva, nu o să mai lase. La un moment dat, când ne-a dat, înainte nu era Steaua României, era, se numea Muncii Clasa I, se numea. Și trebuia să ne-l dea mie și lui domnul Țiriac și eu aveam 21 de ani la locotenent. Țiriac nu era, era civil și a organizat domnul Maură treaba asta cu tot comitetul. Cine era atunci? Verdeț, Chivu Stoica, Ceaușescu, toți care nu mai știu, că erau mulți. Și zice, dar mâine când te prezinți trebuie să ai părul tăiat așa și să, dacă spune ceva, tu trebuie să-i spui slăvesc Republica Socialistă era, România. Sau slujesc sau slăvesc, nu mai știu, era un cuvânt de ăsta. Și era la Palatul Regal, ne-am dus acolo. Eu în perioada asta, nici nu știam ce era alcool. Ne-am dus acolo, stați aici așa, am intrat, au intrat toți, s-au format două cercuri mari. Un cerc era Țireacu, Ceaușescu, cu Bodnăraș, Verdeț. Erau, nu știu, pe toți acum care erau acolo. Și eu eram în alt cerc, mai, așa mai îngust, cu domnul Maurer și ăla care le plăcea mai mult tenisul. Maurer era jucător de tenis. Da, jucam. Și premiera României atunci. Da. Îi dădeam mingile... prim-ministru, da, era. Îi dădeam mingile la ora 6, venea, îl lua pe frate, mi-a jucat tenis cu el o oră și pleca. Și la un moment dat, stând acolo, a venit un băiat care servea pe acolo cu o tavă, cu niște pahare și cu o sticlă de șampanie. A turnat în pahare, fiecare am luat paharul în mână, eu, dacă nu beam, nu știam. Și la un moment dat, cei din grupă aia beau acolo, mai vorbeau, venea Ceaușescu, discuta cu toată lumea așa, că venea de la unul la unul. Și la un moment dat eu, dă-i cu paharul pe gât, s-a dat paharul, mi-a plăcut. Era așa, mai dulcea, ia uite bă, nu e Coca-Cola care o beau eu pe teren și sucurile care le beau. Și s-a rupt cercul ăla mare cu Ceaușescu, s-a făcut un cer mare. Eu lângă domnul Maură, țirea că era pe lângă Ceaușescu pe acolo. Și la un moment dat, vine cu paharul să dea noroc cu mine și când vine și se apropie de mine și dă noroc, zice, măi Flăcăule, așa mi-a zis, măi Flăcăule, mie îmi place de tine, dar un singur lucru nu-mi place la tine. M-am făcut pe mine în pantalon, de seama. A doua zi trebuie să plec la turnă, zic, gata, nu mai plec, tăceam. Zice, nu-mi place că te văd acolo pe buze, văd că înjuri.
cam în juri. Aolea, zic, gata, am încurcat-o. Vând șampania, n-am și-o curaj, mă, era mai curajos, nu? Te încălzești. Și... Ce e, dar replica lui Ceaușescu? Da. Și am zis că te prostești. Și l-am dat, fii atent. Cu... Stai să vezi, stai să vezi. Și îi zic, tovarășu, știți, noi românii mai și înjurăm așa, că în România se înjură. La care Maură, lângă mine, pleacă, dracu, că ăsta nu-i răspunde nimeni. Nu mi-a făcut nimic. Niciodată? Nu. Deci Ceaușescu n-a încercat vreodată să se răzbune pe... Niciodată. Pe, nu știu, celebritatea ta. Niciodată. El nu suporta pe nimeni să fie mai iubit decât el. Da, dar nu, că eu, unde eram iubit? În străinătate, că jucam 11 luni, din 12 eram plecat. Deci n-aveam concurență cu el în România sau unde. Replica asta pe care i-a dat-o lui Ceaușescu, în perioada în care nimeni nu-i dădea replica lui Ceaușescu, era la întâlnirea asta când e făcută? Am salvat o fotografie aici, pe telefon. Da, bravo, asta e întâlnirea, da. Dar erai tu aici. Eu sunt ăsta, nu. Asta am vrut să spun, că mi-a zis să mă tund, dar mi-a pus niște clame. Au venit niște femei și m-au pus, nu vezi că părul e în spate. A, deci tu aveai în fotografia asta niște clame? Da, da. Părul era strâns. Niște clame ca la fete, de la, cum le spun, agrafe sau ce le spun. Da. Tare. Mhm. Da, ai simțit securitatea pe urmele tale? Nu, că eu mergeam mereu cu mașini, aveam număr străine, mereu, aveam din Anglia, Cireac mi-a adus o mașină în ce era, Ford Capri din Anglia, că eu nu conduceam și nu știu, și mi l-a adus el din Anglia și îl conduceam, după aia cu numere engleze, n-am mai avut să rezi. Și mă urmărea mult, odată m-am și oprit, am zis, băi, stai că sunt eu, stați niștiți. Tu n-ai avut niciodată Dacia? Maica mea și taică mi-au avut Dacia. Păi prima mașină se lua pe, cum să spunem? Pe listă. Da. Era o doamnă ministru care dădea aprobările. Dar tu nu ți-ai cumpărat niciodată? Nu. Prima mașină pe care ți-ai... Prima mașină care am avut a fost un Fiat 125. Și Țiriac și-a luat Fiat 1800. Și nu aveam noi bani atunci și domnul Maură l-a aranjat să nu plătim taxe la ele. Deci noi n-am plătit taxa la cele două mașini. Și le intrăm în România să înregistrăm cu numere românești. Dar dosarul de la securitate ți l-ai văzut vreodată? Nu. De nu. Ce? Păi n-am putut să-l dau. Am vrut să nu mi l-a dat. Nu am dosare. Eu fiind ofițer, mergând în străinătate tot timpul, eu n-am putut să am dosar. Nu am văzut. Și dacă faci o cerere la CFS? Am făcut și cerere. Nu, a dispărut dosarul meu. Incredibil. Da. Sunt curios ce e acolo. Păi, cred că s-ar putea face un document. Prieteni, ar fi mulți prieteni pe acolo care... Poate mai bine că nu l-ai văzut. Păi, știu că la un moment dat erau mulți în continuare în securitate, mulți din aia care ne păzeau la meciurile Cupa Davis. Și mulți erau cinci direcții. Da, te-am urmărit asta, așa era atunci. Situația trebuie să te urmărească, nu? În plus, securitatea avea direcția asta de informații externe, care avea mii de agenți, înțeleg, în toată lumea. Îi simțeai la turneile din străinătate? Nu am avut probleme, în străinătate n-am avut probleme. Niciodată? Nu, că jucam odată aici, odată la New York, odată eram la Australia, cine să te urmărească? Dar nici n-ai încercat vreodată să, nu știu, pui în pericol partidul, statul, să... Păi astea, m-a zis Ceaușescu, că am înjuram. Eu înjuram. Atât. Și înjuram în românește, că nu simțeam. Bine că ăla care eram în Anglia, la Wimbledon, înjuram în engleză, ca să simtă, că altfel nu. Dar în general înjuram în românește. Și am rămas cu jurăturile astea așa, câteodată le scap că nu trebuie. Mai scap și în fața copilului sau în fața nevestei și nu prea e bine. Dar noi cu Țiriac, la un moment dat, vorbeam, lasă că fac eu pe asta și ăla făcea, fac? Înțelegi? Deci vorbeam în românește și nu. Printre cele mai ușoare lucruri din lumea asta e să le enervezi pe Ilie Năstase, zicea cineva. E adevărat că și invers, pentru că și eu îi enervam pe ceilalți. Soția mea acum a auzit și ea, că nu știe, e născută la 75, a auzit că de la unii și la alții că eu, ca să câștigam doar că îi enervam pe adversari. Uh-huh. Nu. Dacă îi enervezi,
ăla care joacă la nu trebuie să și jucător, trebuie să și bați, adică trebuie să și joci tenis, că de enervat n-ajunge. Dar ai pierdut vreodată vreun meci important din cauza faptului că adversarul a avut grijă să te enerveze? Și am câștigat și am pierdut. Adică și așa, și așa, că nu... Țin minte că în anii, la început, până 65, așa aveam 19 ani, jucam mult circuitele astea din Italia. Palermo, Catania, toate alea care așa. Și era perioada în care nu exista computerul cum e acum să-ți calculeze meciurile câștigate și cele pierdute, să facă statistică, să aia în parte și îți dă clasamentul. Atunci era, scrie la turneu, trimiteai o scrisoare, spuneai la pe cine ai bătut, ce clasament ai în țara ta, și ăla care era la turneu, directorul turneului, decide dacă te invită sau nu. Și aveam la un moment dat un austriac, Hans Kari, un piticuț așa, dar mânaci, știa să joace. Și m-a bătut el odată prin, acolo, în Catania sau la Palermo, nu mai țin minte unde, și trecea la fiecare turneu unde scria, trecea, l-am bătut pe Ilina Stasi și după era gol, nu mai țineam pe nimeni. Și într-o zi m-am enervat, zic, Hans, ia vină încoace puțin. Am văzut că scrie la toată lumea că m-ai bătut. Da, m-ai bătut, foarte bine, bravo. Dar vreau să spun ceva. Tu nu ești cel mai prost la care am pierdut. E unul și mai prost ca tine, așa că nu mai scrie. Nu are nicio valoare. Și s-a potolit de atunci. Dar era frumos și atunci, că trebuia să te... să ai performanță bune, că altfel nu te invitau. N-aveai. Și mai era și asta, la un moment dat era un... arbitru principal, la director de turneu la Wimbledon, și era cam, era, îi spunea, era capitan în armata engleză, Royal Navy, și plăcea băutura whisky. Și fiecare jucător îi aducea câte o sticlă de whisky. Eu aduceam câte două ca să mă bage la turneu, că altfel nu intrai. Dar se puteau cumpăra arbitrii pe vremea aia? Nu. Arbitrii erau lucru cel mai bun s-a făcut în tenis în momentul când au început să aibă arbitrii plătiți și care mergeau de la un turneu la altul. Ce s-a întâmplat? Țin minte că la un moment dat la un turneu de Masters în 73 la Boston au refuzat arbitrii care nu erau plătiți și au luat din tribună. Cine vrea să vină? A coborât un tânăr, mai coborât unul mai în vârstă. Și în momentul când s-au făcut ca arbitrii să voiajeze la toate turneile cu jucătorii și ai mai multă încredere că ăla e și plătit și face meseria lui aia de arbitru primul. Profesionist. Da. Da. Am mai salut o fotografie în telefon. Fotografia asta. Ei, aici este o fotografie destul de tristă pentru mine, că este după meciul de finala de la Wimbledon cu Stan Smith în 72. Fotografia asta e făcută de L'Équipe. Dar asta e Wimbledon aici. Da, cred că e făcută de L'Équipe. Stai că spun imediat. Sau L'Équipe a apărut. A, nu știu. Stăteai pe frigiderul de băuturi răcoritoare, nu? Și băuturile și mingile să țină răcoare acolo. Așa. Și te uitai la cum era la ceremonia de... Da, dar te invită primul, te invită pe de fapt primul, nu invită câștigătorul, invită finalistul. Finalistul, da. Eu l-am propus mai demult când eram la federație ca finaliștii să nu mai stea pe teren. Să zice, cum e la Formula 1? Un om ăla care câștigă, ăla se schide șampania. Dacă faci de la primul tur până la finală, e ok, dar dacă faci numai la finala asta, nu e ok. Ce să-i spui? Că bine că m-a bătut ăla, ești trist, ești supărat. Și cât de trist era aici, pierzând, deci în 72, nu? În 72 meci a durat 5 ore. Este anul, ultimul an în care, de asta scuite-te că stau pe asta, că nu exista scaun la schimburile. Uh-huh. Deci scaunul pe terenul de tenis s-a pus în 73. Oho. Abia în 73. Eu am câștigat niște bani de la Țiria, că a zis că nu, din 72. Zic, știu că stăteam pe ladă, de asta, că altfel stăteam pe scaun, nu? Și deci meciul a durat 5 ore. Wow.
Îmi dai seama. Și a pierdut cu Stan Smith atunci. 7-5 în decisiv. Da. E cea mai mare înfrângere din carieră? Nu, că după aia, știi cum e, unele câștigi, unele le pierzi, unele câștigi că nu trebuie să le câștigi. Adică, deci, am pierdut, asta este în luna iulie și în august am fost condus cu 2-1 și 5-1 în finala cu Artur Aș. Și am câștigat finala. Poate dacă câștigam aici, nu câștigam la Iosopă și tot așa. Se compensează. Un an mai târziu, în 73, ai câștigat Wimbledon-ul, cred. Nu, în 73 nu? Am fost, am câștigat Roland Garros în 73. Așa, Roland Garros, da. Wimbledon-ul nu, am pierdut în primii 8, cred. Atunci a fost boicotul în 73, când n-au jucat toți jucătorii. Dar eu aici te văd într-un tricou... Fred Perry. Fred Perry, nu? Da. Eu, primul meu echipament a fost Fred Perry. Eu eram prieten cu Fred Perry, mi-a fost în 72 și antrenor, când am jucat cu finala cu Sfinta. Și în 72, la meciul de, la antrenamentul de încălzire înaintea meciului, mi-a zis, uite, îți dau un tânăr care este finalist la junior să joci cu el. Cine crezi că era? Bjorn Borg. Wow. Și 4 ani mai târziu m-a bătut în finală. Da. Apropo, Bjorn Borg a vorbit pentru... A vorbit foarte frumos. Pentru documentarul Nesti. Și mult. Mă cunoaște bine. Ne cunoaștem bine, suntem prieteni. Da, ăsta era... Sau astea erau timpurile când pe la turneele de tenis venea fondatorul Nike cu o geantă în care purta el venea la turneele mai mici, n-a fost niciodată, că nu lăsa să intre la Wimbledon oricum și cu asta, n-avea voie și venea, deci pe mine eram la un turneu în Salisbury, Maryland și unul la Washington DC. Atunci l-am cunoscut. Omul venea cu o geantă, tocmai făcuse niște și întreba pe fiecare jucător care vrea să joace cu tenisii lui, care nu erau cunoscuți. Unii aveau deja contracte cu alte firme și eu am fost singurul care am acceptat să joc cu tenisii lui. Și omul recunoaște, deci sunt primul atlet profesionist care am încălțat pe tenisii lui. A scris în cartea lui de memorii, a scris despre tine. Da. Adică mi se pare că ești pentru el un reper. Da, dar știi cum a fost? Că eu aveam un manager și managerul nu era acolo când a venit el și eu am semnat cu el pe 5.000. $5.000? Era o sumă... Și a venit managerul și i-a cerut 10.000. Și în carte spune, era să mă ruinez din cauza lui managerului Ilie. Ilie a fost un domn, mi-a luat doar 5.000 și ăla a venit și mi-a luat, dar totuși i-am dat pentru că merita. Deci fondatorul Nike practic și-a dat ultimii lui bani pentru un contract cu tine. Da. Ți-a făcut o pereche de pantofi? Cu Nasti, cu numele meu în spate, aici în spatele tenisului scrie Nasti. Cât ai jucat cu ei? Un an. După aia am trecut la Adidas. Și ce a însemnat în vânzări pentru Nike? Nu însemna nimic, că ei erau la început. Nu erau cunoscuți. Uh-huh. Numele ăsta de Nike, mi se pare că e japonez undeva. Și el a trebuit să cumpere și numele din Japonia. Se ducea în Japonia și veneau cu sacul plin de tenis. El a făcut într-o fabrică din Japonia, într-adevăr, a găsit tehnologia pentru a face. Dar erau cu totul și cu totul diferiți, adică revoluționari pentru vremea aia. Era, uite, genul ăsta așa care vezi acolo. Ăștia pe care am eu în decor. Da. Eu n-am primit 5.000 de la noi pentru asta. Dar era un tenis care era făcut în Japonia, nu știu. Dar n-avea... El nici măcar nu avea virgula aia celebră de la Nike. Nu știu pe vremea aia, nu? Aici erau, știu că era culoarea albastru. Și Roma nu era talpa așa groasă, era mai subțire talpa. După care... Eu vreau acum să-i propun treaba asta. Cui? Domnul ăsta, patronului care are firma. Nike. Philip Knight, să facă un retro, cum fac cei de la Adidas, ceva care a început. Prima pereche de tenis care a început el. Care oamenii sunt curioși să vadă cum e. I-aș propune treaba asta. Nu am vorbit, o să vă lasă Cosmin cu el. Oricum, mi se pare interesant cum
ai ajuns, când ne-a povestit Cosmin Hodor, cum au ajuns să filmeze cu el pentru documentarul Nesti. S-au dus la el acasă, tocmai în California, nu știu unde. Și le-a dat o perioadă, nu știu, o zi jumate, dacă nu veniți, după aia plec. Și au lăsat și camerele, au pierdut tot, au fost să închirieze tot felul de lumini. Și oamenii au plecat din București, Dor Giugiu, cu echipa, până în California, într-o zi jumate aveau timp. Ajung acolo, să filmeze ora aia sau jumate și se întoarcă. Și înțeleg că Phil Knight, fondatorul de la Nike, a spus că pentru Ilie ar fi făcut asta oricum. Frumos din partea lui, că și eu atunci am făcut ceva pentru el, că nu vrea nimeni, chiar nu vrea nimeni să semneze, să joace cu tenisul lui. După care semna cu Adidas. Da, pe mulți ani. E adevărat că fondatorul Adidas a fost îngropat cu un ceas primit de la tine? Da, adevărat. Eu țineam foarte mult, era un om foarte extraordinar și era tânăr și investise foarte mulți bani, mai ales în Olimpiade. Toate echipele, dacă nu majoritatea, 90%, erau îmbrăcați de Adidas la Jocurile Olimpice. Uh-huh. Și a murit tânăr, la 50 și ceva de ani, 52 de ani, cancer la un ochi aici, avea la ochi, nu știu ce. Și eu i-am făcut cadou, ca gestul meu, că el m-a semnat viața pe mine, am zis, domnule, fac și un gest, m-am dus la Rolex, am cumpărat un ceas, i-am scris, to my friend Horst, pe spate, și a zis, atunci a zis, eu cu ăsta mă îngrop. Horst Dassler. Horst Dassler. Îngropat cu un ceas primit de la Ilie Năstase. Lui îl chema Adler. De asta și Adidas. Adi Dassler. Uh-huh. Adi Das. Numele. Și mai avea un frate care era la Puma. Adică care a fundat Puma. Da. Deci ei au avut și Puma și... Aceeași familie. Da. Era un fratele cel mai mare a lui, avea Puma și el avea Adidas. Povestește-mi. Câte unități ai vândut pentru Adidas în zeci de ani de colaborare? Nu știu, eu zic că milioane, nu știu acum cât a fost, dar la primul milion, țin minte că mi-a dat un tenis, l-am băgat într-o baie de aur, îl am și acum, cu numele meu, cum era tenisul, era limba, avea așa aici, așa fotografia mea, uh-huh. Și în spate scria Năstase. Și mi l-a băgat, eu l-am și acum acasă. Deci asta în momentul în care s-au vândut? Primul milion. Un milion de bucăți. Da, wow. În toată lumea. Eram foarte popular, nu în America atât de mult, cât în Franța. Deci tenisii mei, țin minte că a ieșit unul dintr-un restaurant, un bucătar cu ăla în cap, zice, domnul Năstase, vreau să vă spun ceva. Mie îmi plac tenisii dumneavoastră, dar nu mai găsesc. Zic, sună-și tu la Adidas, spune că vrei tenis. Zic, dar de ce? Zice, talpa care stau acolo în bucătărie și alunecă pe jos, tenisii dumneavoastră nu alunecă. Zic, bravo! Eu țin minte că am intrat într-un magazin acum niște ani, și nu în România, tocmai scosese Adidas această ediție de tricouri. Avea și pe alb și pe negru. Are o poveste treaba asta. M-au sunat cei de la Adidas să-mi propună să fac un t-shirt cum dădeam eu degetul pe teren. Asta de zis a rămas de la Donald Trump, de la New York, care îmi spunea, venea și zice, Ilie, dă-le degetul. Acum vreau să-i dai un deget la arbitru, că uite, m-a enervat. Asta zicea Donald Trump când era tânăr. Tânăr, păi avea 38 de ani. Trebuie să povestești despre prietenia cu el, așa. Și asta cu Adidas, m-a sunat șeful de la Adidas pe publicitate, zice, vrem să facem și noi un t-shirt, dar uite cu ce, și mi-au dat pe telefon. Asta? Păi acum am spus, prea târziu. Asta când jucam pe... Zice, nu se putea, atunci era publicitate rea pentru noi. Zic, dă-i drumul. Și i-a dat drumul și era foarte scump pentru ce era. Era 33 de euro. Un tricou. Asta vreau să fac eu acum fără Adidas pentru filmul meu. Pentru Nasti. Da, dar aici știi ce trebuie să traduci, nu traduci. Păi nu traduc, pentru că aici scrie că fiecare legendă are o poveste. Fiecare povestea mea era degetul. Dădeam degetul la arbitrii.
Da, da, în spatele degetului o poveste lungă. Era povestea aia de tenis, era așa aia. Tu de unde ai luat gestul ăsta cu the middle finger? Pentru deci că în România nu exista. Conors e american și la ei asta înseamnă e urât când dai și când câștiga un punct și toată lumea așa era contra lui și asta și le dădea și la el degetul. De la el am luat. Că dar tu l-ai făcut celebru? Da, pentru mine nu înseamnă, că în România nu înseamnă ce, nu înseamnă... La noi, dacă îi faci, știu, urât. Dar nu înseamnă pentru mine. Sau în Anglia sunt, de fapt, două degete. Da? Dar eu am o poveste frumoasă cu degetul. Jucam în Canada și arbitrul ăla nu prea scălcea numele. Spunea Natasha, Nostasha, Nostusha, nu știu. Wow. Și la un moment dat m-am gândit să-i dau degetul. Multe bădeați. Și tocmai servea ăsta care jucam partenerul, adversarul, Tomo, care era olandez, și mi-a venit mie în cap, zic, îi dau ăsta degetul acum. Și ăla dă a doua, dă dublă greșeală. Și zice, point penalty, de ce? De ce îmi dai? Păi mi-ai dat degetul. Nu ți-am dat degetul. Zice, o minge sau două minge? Numai eu puteam să mă gândesc la asta. Și zice, păi da, dar la al doilea noi. Am greșit, dar... Și te-ai iertat? M-a iertat. Te-a iertat. Era prea mișto ca să zică, zicea, mi-ai dat ce? Nu, am zis o minge sau două, că a atins fileul. Tare. Da. Cât ți-a adus financiar contractul ăsta cu Adidas în timpul activității tale și după ce te-ai retras din activitate? Nu, pentru că... eu eram concentrat să joc și dacă jucam bine veneau și banii și nu m-am gândit la treaba asta. Contractul era scris, nu putea să mai mult, îmi dădeau fix suma care era, dar am avut și alte contracte care, și acolo vin banii. Banii nu sunt premiile, premiile sunt foarte mici, erau foarte mici atunci oricum. Dar în ultimii ani sunt două persoane cu care Adidas a rupt contractele. Una este Kanye West și a doua este Ilie Năstase, un cântăreț. Nu știu. Kanye West cu care făcuseră da, eu nu mai aveam, adică modelul de Easy. Eu eram ultimul an, nu mai aveam, adică au fost 40 de ani sau cât am fost. A, și la tine s-a terminat. Da, păi nu, că altfel... De ce crezi că nu l-au reînnoit? Crezi că are legătură cu... Nu. Cred că au fost unele, cum spun, modele, dar nu de ale mele, de exemplu Stan Smith, care mergea foarte bine. Și asta, dacă merge ceva bine, au fost și modelele lui Lender, l-au scos și pe lui Lender. Adică a rămas asta dintre cei vechi, care a rămas Stan Smith. Și acum aduc jucători noi, adică iau jucători, semnează jucători noi, care sunt la modă, în vogă, nu? Numai e ca și la, de exemplu, am avut statuie, la Madame Tussauds. Vreo 5-6 ani și m-am dus acum de curând să-mi iau statuia, să o cumpăr. Și mi-a spus, domnul Stase, noi avem facem un fel următor. În momentul ăsta de față sunt cei care sunt la modă, cântăreți, ce sunt președinți și cei care au fost, ce faceți cu ele? Păi ce le topim? Că nu avem unde să le mai stoc, să le băgăm. Și ați venit puțin cam târziu, dacă veneați cu câțiva ani în urmă, puteți lua. Așa și cu tenis. Vin alții. După Michael Jordan o să vină altul la Nike sau... Și tot așa. Oricum, un model inspirat de un sportiv român, modelul de pantof de sport Năstase, da. Care să vândă peste 1 milion de perechi... Tot să facă românii. De ce n-au făcut ei? Că de multe ori, țin minte, că și Adidas făceau la o fabrică pe aici, pe București, pe undeva, tenisii. Adică te meteau numai fața așa și talpa se punea, era o mașină care e lipea. La început îi cusătură și după aia îi lipea direct. Dar niciun alt sportiv român n-a mai avut un model care să-i poarte numele. De band of sport. Ah, și mai puteau fotbaliștii cu numele lor, Mutu, m-am înțeles că își punea numele pe niște ghete. Da, dar nu a... Nici... Nu, asta nu. Adică vorbim despre, nu știu, sportiv Jordan. Da. Există linia Jordan. Nu, ei luau. Năstase, exista Năstase. Și Adidas. Pe mine m-au luat, pentru ce m-au luat pe mine?
Înainte, jucătorul avea de exemplu, un contract cu tenis și cu o firmă, da? Uh-huh. Rachetele cu altă firmă, echipamentul cu altă firmă, ce mai erau, da? Și ăsta, Horst Dassler, care era, vedea înainte, știa dinainte ce face, a zis, eu vreau să am un jucător să fie îmbrăcat până și slipul să fie de Adidas. De jos până sus, rachetă, tot, pullover, tot. Am fost singurul jucător că am jucat numai cu Adidas, cu racheta, cu tenis, cu echipament, tot. Toți aveau diferite, pentru că așa câștigau mai mulți bani. O firmă la tenis, o firmă la ținută, o firmă la rachetă. Tu erai Adidas din cap până, da, până în picioare. Am fost primul jucător care am jucat și în fotbal a fost, am semnat în aceea zi cu Beckenbauer. În 73. Pentru Adidas. Da. El pe fotbal, tu pe tenis. Și el a rămas. Tenisul lui, bocancii lui, ca să vând. Modelul Beckenbauer. Beckenbauer. Da, mari legende. Da. Apropo de asta, ești tot așa singurul sportiv român care are o ediție limitată făcută de Hublot, de firma de ceasuri. Da. Cred că porți modelul la mână, nu? Da, da. Asta e primul ceas. Câte exemplare au ieșit? 100, cât am câștigat la simplu și la dublu, 132 de ceasuri. Dar trebuie să fie poveste frumoasă cu ceasul. Bine că m-ai întrebat. Este superb. E un ceas, sunt foarte pasionat de ceasuri și cred că e singurul model pe care l-am căutat și n-am putut să-l am. Mihai, asta e o poveste foarte mișto. Deci noi am plecat cu Gică Hage și cu Nadia și cu doamna Udrea. Numai puțin să arăt steagul și, României. Da, dar o să-l filmăm după și o să-l arătăm. Noi aveam un contract eu cu Hage și cu Nadia la bancă, pot să spun care e banca BRD. Și cei de la Ministerul Turismului, era doamna Udrea, era ministru atunci. Și a intervenit la bancă că mă vrea pe mine, pe Nadia și pe Gică să mergem în China, la Shanghai. Era un târg de publicitate, nu știu ce, să facem publicitate la semnul ăla era... Frunza. Cum? Cu Frunza. Logo România, da. Logo România. Am ajuns la Shanghai, ne-am dus acolo la expoziție, am stat pe stand cât am stat și la un moment dat Nadia zice, hai mă să mergem și noi în oraș, că eu cunosc aici, am mai fost, cunosc niște magazine de-astea ieftine, pe niște ganguri, ne-a dus pe acolo, a venit un chinez de la mic, după noi am dat și 200 de să scăpăm de el, nu, vă duc eu, ne-a dus ăla și ne-a dus într-un loc unde se vindeau ceasuri. Și eu acolo am văzut un bloc foarte frumos, dar cadranul era verde. Nu știu cât am, 100 de euro, 200, nu mai știu, l-am cumpărat. Am plecat în oraș. Era o replică. Era fals. Da. Am plecat, totul bine, ne-am dus așa, am ajuns la hotel, seara plecam spre București, ne-am așezat în avion, eu acum stăteam mai mult lângă Nadia și că vorbea cu Ana și vorbeam cu ea. Și la un moment dat, doamna Udrea, vede ceasul. Aole, ce ceas frumos v-ați cumpărat, domnul Năstase. Zic, da, domnule. Zice, cât ați dat pe el? Zic, vreo 6.000 de dolari. Eu, nebun. Zice, vi-l cumpăr eu. Zic, doamne, până avion am mai băut așa o bere aia. Zic, nu, am vrut să vă... E fals, să vă păcălesc. Trece, nu știu ce. Avem întâlnire... Sunt invitat la... Copos la Hilton, de Caesar, dacă știi, care fac o revistă, Caesar. Dan Vardie, da. Și el acolo în fiecare an dă premiile la mașini, la ceasuri, la lucruri de lux. Whisky, toate prostiile. Și în ziua aia era proprietarul de la Hublot, care, el mi-a spus înainte, să câștigi asta, te pun la masă cu el, că e elvețian, și știu, îi place tenisul, băiatul lui, nu știu ce, la tine. Așa a făcut. S-a dus ăla, a luat premiu, a venit la masă, a început să vorbească cu mine despre tenis, că băiatul lui Pierre joacă tenis și că dacă într-o zi mă duc la Lausanne să-l face plăcere. Și la un moment dat face, da, tu ce ceas ai? Eu m-am gândit în cap, m-am zis, dacă am ceasul ăla, am ce să transpir. Și m-am dat mâna așa după masă. A, nu l-am, e bine. Zic, eu n-am ceas.
Zice, da, nu vrei să-ți facem un ceas? Mi-ar face plăcere, zic că eu întotdeauna ublou, era să zic că am luat și de la false, eu zic, mulțumesc școală. Și zice, uite, ne suni, zile îți dau numărul, mă suni și îmi spui cam cum vrei tu să arate ceasul tău, ce culori. Eu nebun, nu știu ce culori, albastru, galben, negru. Ăla mă sună foarte cum se cade omul, mă sună vreo 2-3 zile, Ilie, îmi pare rău să spun, dar nu pot să fac ce, nu dă bine. Tu vrei un swatch sau vrei un ceas? Zic, e un ceas, fă-l tu cum vrei. Și mi l-a făcut și cu tricolorul și cu asta. Dar aici tu n-ai văzut. Aici e mingea și aici scrie 15, 30, 40, gemla stase. E mingea de tenis și e steagul României, da. României, care mi se pare mai făcut, puternic decât orice. Ei l-au făcut. Și pe spate mi-au pus poze de acum 100 de ani. N-ai văzut poza aia? Veche poza. E superbă. Da, e veche. Este super. 139 de bucăți în ceasul ăsta. Da. Am prieten care... Asta al meu este o piesă specială. Au scos înainte să scoată cel 139 și mi l-a dat pentru publicitate. Și l-am rămas cu el. Dar tu ai făcut foarte multe cadouri, ceasuri, da. Inclusiv ceasurile astea. Da. Am făcut și lui Țiriac și lui Prințul Albert. Am făcut la mai mulți. Am avut, deci mi-a dat banii care erau și 12 ceasuri gratis. Ale tale? Ale mele. Să le dau și eu la prieteni, la familie. Și odată se face. Doar numai. O singură dată în viață, știi cum e. Și vorbim de un brand care face, nu știu, a făcut ediții limitate pentru Maradona. A făcut și lui Messi, cât țin eu minte. Lui Maradona i-a făcut... cu steagul Argentinei și el purta două ceasuri. Și l-am întrebat, dar de ce vreți două ceasuri, domnul Maradona? Și a spus, păi unul e în țara unde sunt eu acum și unul e pentru Argentina, că să știu cât e în Argentina. Simpatic. Tu ai jucat Wimbledonul pe vremea când finaliștii primeau și Rolex-uri, ceasuri. Nu, n-am jucat atunci eu. Nu, nu, la alea nu se dădeau ceasuri. Da, știu o poveste pe care o spune... Să dădea Țiriac certificate, să-ți iei echipament sau ce era de sport. Nu, ceasul n-am fost, eu nu țin, poate după mine. Deci pentru nu. Că știu o poveste spusă de... Țiriac? Nu, Codin Maticiuc, care poartă un ceas... Da, dar nu e de la Wimbledon. Ăla e de la US Open. A greșit? Da, de la US Open. El a spus Wimbledon. Nu, la US Open. Am cumpărat eu la US Open, că erau sponsorul acolo și m-am dus și l-am cumpărat. E vorba de 72. Și cum a ajuns la Codin Maticiuc? Eu l-am făcut cadou lui Dan Fischer, care eram prieten cu el și nu, nu mai există săracul, Dumnezeu să-l ierte, și probabil că de la el, de la mine, nu-l are. Că lui Dan Fischer l-am dat. Cadou. Ești un om foarte darnic. Așa am simt eu și așa am primit și eu multe cadouri, așa că n-am de ce... Și acum... Sunt darnic cu femeile, la femei, nu? Asta prezesc. Da, tu ai spus asta, că la un moment dat când dispăruse cardul, ai zis cât poate să cheltuiască, că nu poate să cheltuiască mai mult decât soția mea. M-a întrebat de... eram supărat la conferința de presă și zice, ce să supărat? Zic că mi-am pierdut cardul de credit. Era American, credit American Express, care românii n-aveau, cred că am fost primul. Și m-a întrebat, ce ai făcut? Ai declarat? Zic, n-am declarat. De ce n-ai declarat? Zic, cred că ăla care îl găsește o să cheltuiască mai puțin decât soția. A fost o glumă. Cât de mult te-au costat cele patru divorțuri? Asta nu mai știu. Adică ai simțit vreodată că ai sărăcit? Deși banii nu sunt o valoare pentru tine. Adică că ai avut vreodată probleme cu banii? Atunci... Poate puțin la început atunci, dar după aia nu am simțit asta, nu m-am simțit, adică în România când venea poate, dar mă simțeam așa mai, dar în străinătate mă simțeam bine, adică mai bogat, nu știu cum. Nu am avut probleme, nu. Adică tu când mergeți să... Eu nu socoteam cât cheltuiesc, că mă întreabă cât ai... Cât ai făcut? Păi, nu știu, că eu nu mă uit cât cheltuiesc. Eu când mă uit cât fac, cât cheltuiesc, nu știu. Că nu fac socoteala. Dacă n-ai simțit că, nu știu, sau de unde ai învățat
educație financiară, nu știu. N-am avut educație, am stat pe lângă Țiriac, am uitat puțin ce făcea el. Am investit în terenuri, am investit în case care, după aia mi-am dat seama că nu e bine să ai case peste tot, că te costă să le întreții. Am vândut multe, le-am vândut. Și n-am făcut, cum să spun, n-am riscat banii în fonduri să noastră, nu. Eu am ținut. Am ținut ca fiecare cum îl scoate, îl ține și îl dă așa ce vrea și nu. Nu m-am gândit pentru ce o să se întâmple după aia. Ai avut vreodată vreo propunere de afacere pe care ai refuzat-o și după aceea, nu știu. Nu, n-am avut. Nu, nu pe, cum spuneam, noi stăteam 11 luni, plecați. Veneam în România, mergeam la Baia Brașov, 2-3 zile o săptămână, după aia cu părinții, cu asta, familia și la ea luăm în loc. Deci, tu ai adus toți banii în România? Nu. Deci, pe timpul nostru era o bancă, se numea, era Hanover Bank. Și era o instituție care se numea, care puteai să ai tera, care puteai să ai valută și puteai să-ți cumperi în valută în România. Și în 72 mi-am cumpărat casa care se cheamă Andrei Mureșanu, am cumpărat în 72. Și după aia puteam să cumpăr ce vrei. Dai că mă mai beai, luam un whisky, luam ăla, adică eram destul de la început. Asta, nu știu cât a durat treaba asta cu Hanover Bank, după care s-a întrerupt. Dar o afacere? Că toată lumea spune, mi-a dat Ceaușescu casa, nu mi-a dat-o. Mi-a dat voie să-mi cumpăr. Să-ți cumpări. Că toți zic că mi-a dat-o gratis, nu e adevărat. E casa pe care, din Dorobanț pe care vândut-o. Ai vândut-o. Da. Era prea mare să fiu singur acolo. Dar care e cea mai proastă afacere pe care ai făcut-o? Păi n-am făcut multe afaceri. Am făcut afacere cu McDonald's, că de exemplu... Cu McDonald's în Moldova. Moldova. Am avut 5 restaurante și am băgat niște milioane pe acolo și la un moment dat mergea bine. Și la un moment dat a venit președinte, un prorus, Dodon se numea. Dodon. Dodon, nu știu. Igor Dodon. Și de discuții și asta am auzit și mi-a spus și managerul de acolo, trebuie să veniți repede, uitați ce declarație face asta, că vrea să naționalizeze tot în Moldova. Și atunci am decis cu McDonald's că trebuie să-i vinzi totul lor înapoi. Am decis să le vând înapoi afacerea. Ion Țiriac a spus despre tine, Ilie Năstase e cel mai inteligent om de pe această planetă. Că nu muncesc. Are, bine, cu spiritul lui ironic, a spus, are 80 sau 85 de ani, da, și nu a muncit nicio zi în viața lui. Eu mulțumesc că m-a făcut mai bătrân, că eu vreau să fiu mai bătrân. Iar acum i-a cumpărat soție o mașină de 250.000 de euro. Și ce e rău în asta? Bine că ne-am luat mai scumpă. Nu, așa am simțit eu atunci că trebuie să fac treaba asta și să-i fac plăcere soției, noi soții. Ce, să te dai să iau o dacie cumva? Dacă ai posibilitatea și poți să-ți permiți, e cadou frumos. Dar ați simțit, apropo de declarația asta, sigur, ironic, exagerată. Ironică. A simțit că ați muncit vreodată sau ați făcut doar ceea ce vă place tot timpul? Dar n-am considerat ce am făcut, ce îmi place mie, ca o muncă. Că dacă era ca muncă, probabil că jucam 5-6 ani, 10 ani. Și am jucat 20 ceva de ani, că a fost iubirea vieții mele, a fost, am făcut-o cu plăcere, cu iubire. Că dacă nu pui iubire în ceva... Și este că ca și cum te duci la muncă să joci un turneu de tenis, mai bine nu te duci. Și asta vreau să le transmit copiilor și asta am rezervat acolo două rânduri în față când se face premiera. Să aduc copiii care joacă tenis, care au început și deja au performanțe și care pot să devină ca mine, poate, într-o zi, numărul 1. Sau ca Halep. Într-o zi eram la mare, cred că a fost nunta lui Halep și era primarul, nu știu cum îl cheamă, Chițu, Mițu, Pițu, că n-a Chițac, primarul din Constanța. Dar n-a băgat de seamă ce am spus eu. Și am spus, domnul primar, sunteți un primar norocos.
De ce, domnul Năstase? Păi să aveți doi foști numărul 1, unul la fete și unul la băieți, cred că ar trebui să vă gândiți să ne faceți cetățeni de onoare. Nici azi nu suntem. Nici pe Simona Bocar, care din Constanța. Constanțeancă. Deci, omul nu prea, n-a înțeles ce înseamnă câte orașe sau câte țări în lumea asta au doi foști numărul 1 la tenis. Cetățeni, da. Are alte griji acum, sunt alegerile locale. Să fie ele. Păi am văzut că și la București noi sunt considerate spitale astea, primăriile, primăria municipiului București. Tu știi că primar al București după Revoluție a fost un doctor? Da. Era prieten cu domnul Roman, că ține minte. Dar al doilea sau al treilea primar după Revoluție era să fie un tenismen. A fost numărul 1 mondial. Când ai candidat la primăria capitalei, a câștigat Ciorbea, nu? Da. Un procuror, un judecător sau ce era procuror, care trimitea lumea la pușcărie. Nu aia a făcut. Dar când ai intrat în cursă, când ai acceptat propunerea lui Adrian Năstase, că el ți-a da, propus să la Washington eram, da. Candidatul pe DSR. Eu nu eram membru. Deci eu am candidat din cauza lui Mircea Joana, care sunt nașul fetiței lui, și ne-am aflat în momentul la 94 la o masă cu Jebinski sau nu știu cum era, Brzezinski, era ministrul de externe acum la noi, Adrian Năstase și încă doi senatori. Și atunci mi s-a făcut propunerea să candidez. Crezi că ai fost atras într-o cursă? Se poate. După ce am fost desemnat candidatul lor, mă duceau pe toate coclaurile cu Iliescu, că atunci în perioada a fost și o locală și prezidența la același timp. Și în loc să mă duc să-mi facă treaba mea, mă duceau pe fabrici cu Iliescu, pe unde era pe acolo. Și am zis că dacă câștig la primărie, nu mă îndoie nici Iliescu, nici PSD-ul, eu n-am nicio treabă. Și aia a fost greșeală, că nu s-a mai ocupat de mine. Și te-au lăsat singur. Ne-au costat campania aproape $1,000,000 de dolari. Era Cristi Burci, era Ghibernea, era Anca Alexandrescu. Care și cine a plătit campania? Păi noi. Eu cu Fischer și cu... A, deci Cristi. Ai pierdut și bani din cursa aia. Normal. Și culmea e că am fost în... Unde am fost? Nu în Berceni, în Rahova, unde sunt prietenii noștri acolo, și mă duceam. Să moară mama mea, Nea Ilie, dacă nu te votează și copiii și străbunica și bunica, dă-ne și nouă. Zic, dă-mă și la $1,000,000, dă-i și la $1,000,000. Scoteam, dă-i. Și când am ieșit, că au fost două tururi. În primul tur aveam 20% înaintea lui Ciorbea, nu era. Și mă duc și eu să văd unde am luat voturile, de ce am luat așa puține în turul 2. Și m-am dus acolo la secția unde se numărau vote și zic, domnule, dar vreau să spune și mie câte voturi am luat în aici, în Rahova. Zice, 2. Nu știu? Păi de ce, domnule, 2? Că erau cu mile pe acolo. Zice, domnule Stase, să vă spun ceva. Ei vă spun dumneavoastră, dar ei n-au acte. Nici părinții și nici copiii. V-au mințit. Bine, erau cinstiți într-un fel, dar nu aveau actele, să zic, să voteze. Ai fost trist că ai pierdut primăria capitalei? Ai fost la fel de trist ca și atunci când ai pierdut o finală de Wimbledon? Nu, de că nu era ce, adică... Nu că, era pentru tine? Da, mă întrebau, domnule, dar ce te... Nu mă pricep, dar am relații, vreau să sunt curat, vreau să fac ceva, să se schimbe ceva. Promisiuni. Păi ce promisiuni poți să faci? N-ai cum să faci. Eu n-am cum să fac promisiuni, că nu știu ce se întâmplă mâine, nu? Și am căzut în capcana asta. Cu cât au făcut mai multe promisiuni, am câștigat cel cu promisiunile, înțelegi? Eu n-am știut să fac promisiuni, deci ce să mint, să ce? Și cu Donald Trump, că îmi povesteai că Donald Trump venea la... Donald Trump venea la meciuri, era cred că avea atunci perioada vreo 36-37 de ani, era tânăr. Eu dă seama cu mine, cred că o lună diferență. În 46 în
iunie sau în august. Uh-huh. Clinton tot în 46 și Bush tot în 46, toți președinții. I-ai cunoscut pe toți. Da, o să Clinton, spun, Bush, da, o să spun o poveste cu Bush. Bush era tare de tot. Când a venit în România, știi că s-a întâlnit cu Iliescu și a ieșit curcubeu pe cer. Da, știu, da. Și acolo sus, noi n-am fost invitați de români. Eu și cu Hagi și cu Nadia am fost invitați de ambasada Americii. Incredibil. Da. Și a venit ăsta, avea un palton de ăsta negru, pe era un fuș de la așa și vedea că era blindat, adică era vestă de glonț. Iliescu era la un metru în fața lui, el în spate, când l-a văzut pe mine, a început să facă. În timpul ăsta, Iliescu s-a dus, s-a dus la microfon acolo. Adică Bush te-a recunoscut? Da. George Bush, da, junior. Și la un moment dat se oprește lângă mine, că Nadia, cunoaște pe Nadia, zice, domnul cine e? Zică, Hagi, ce face domnul Hagi? Zic, fotbalist. Zice, mi-aduc aminte în 94, că n-ați bătut. Bun. Zice, dar după aia, că eu, uite, o să plec repede la aeroport, că plec la Washington și sunt oamenii mei aia care au pe sus, le dau o cafea întâi și putem discuta puțin. Da, domnul Hagi. A venit acolo, m-a întrebat de Țireac, de ăla, Arthur, cine era Panat, și o cunoștea tot. Și la un moment dat zice, Ilie, vreun ziarist pe aici? Să uite, zic, nu, domnul președinte, nu e. De ce? E adevărat că noi suntem proști la fotbal? Adică omul e... Deci rămâi, să vezi, stai că nu s-a întâmplat nimic. Și așa, de vorbă în vorbă, așa, aduc cafea ăla, dă noroc cu noi, și zice... zice, el zice, eu știu când ești născut. Zice, mie. De când, domnul președinte? Păi se zice, în 46 în iulie, pe 19. Știa tot. Da, am rămas blocat. Președintele Americii, cel mai puternic om de pe planetă, știa când e născut Ilie Năstase, ziua, luna și anul? Da, și eu, românul șmecher. Eu, înainte, m-am interesat. De asta știu că toți sunt în 46 născuți, toți președinții. Ăla e în august, ăla și... Zic, și eu știu când sunteți născut. Ăla a rămas blocat. Zice, pe ce dată? Zic, 14 iunie 1946. Face, băi, tu ești serios? Zici, de unde știi? Zic, am citit. Și ca să-l flatez, zic, da, da, dumneavoastră, sunteți cu o lună mai înțelept decât mine. Fii atent, răspund la un președinte al Statelor Unite. Not necessary, Ilie. Wow. Adică omul normal la cap. Adică nu e necesar să mai modest. Da. Nu îi se urcase la cap. Președintele Statelor Unite. Ce nu e necesar. Wow. Dar Ilie, Ion Iliescu te-a chemat vreodată la cafea? Nu. Sau nu, președinte al României? Ne-a chemat odată, nu. Ne-a chemat odată pe mine și pe Țiria când am refăcut Cupa Davis cu Stan Smith și cu... Ok, dar nu la cafea în privat. Nu. Într-o recepție. Am fost odată la... privat cu Stalan Băsescu, cu, când a fost problema cu Gică Popescu să, să-l grațieze și ne-a promis și nu a făcut-o, dar nu, nu asta problemă. Deci ai fost mai bine tratat de un președinte al Statelor Unite decât de... Și n-am fost invitat. Mi-a trimis invit, a venit a doua oară, mi-a trimis o scrisoare, că eu între timp i-am trimis prin cum le cheamă? I-am trimis cartea mea în engleză, că am făcut o carte așa, în engleză întâi și după în română. Și i-am trimis-o și el mi-a trimis o poză mie, făcută când vorbeam noi atunci, de la Casa Albă, cu o scrisoare frumoasă, nu știu ce, și acolo mi-a scris așa, best wishes, salutări, nu știu ce, pentru tu a star. Adică eu eram vedeta și el era președinte Statelor Unite. Cât de frumos, mai mult, mai... Deci dintre Clinton, Trump și George W. Bush, George W. Bush, da, crezi că e singur, cel mai... E singurul, el și cu Biden, care am felicitări și scris, adică poze cu ei, cu semnătura. Cu Biden? Da, cu Biden, dar nu era președinte când a venit, era vicepreședinte. Dar acum o dau și eu ca și cum e președinte, nu? Dar cu Trump ai stat vreodată? Nu, cu Trump a fost la, când m-am căsătorit eu în 84, a fost la nunta mea. Am făcut o petrecere în West Side, acolo,
la restaurantul Amsterdam, se numea. Uh-huh. Acum așa are poza, dacă te uiți, scrie, o dă. Donald Trump a invitat Ilie Stasele la petrecere înainte anunții. Și venea la teren, că el o iubea foarte mult pe Navratilova, că nevasta era din Cehia, cum o chema? Melania? Nu. Ivanka. Ivanka Trump. Prima, da. Care a fost și ea sportivă, era medaliată la Olimpiada, nu știu ce, la schi. Uh-huh. Și o aprecia mult pe Navratilova, era în... și venea și... Știu, avea un bodyguard, avea 2 metri ăla. Dar omul simplu, adică nu, toți sunt la fel. Și cu Biden, la fel am avut probleme. Eram unde? Eram un candidat pentru un post de senator în sectorul 4, la Piedone. Și m-a sunat domnul Ponta, care era primul ministru atunci, și domnul Năstase, vă rog frumos, dacă puteți să ajungeți aici la guvern, e cineva care vă admiră de mult și vă apreciază. Zic, cine e? Vicepreședintele Biden. Eu eram un militar că dezvăleam asta, o statuia lui Brâncoveanu. Uh-huh. Cu fanfara militară, cu așa, m-am îmbrăcat și un militar. Și îmi dăduse țirea cadou, o mașină, un Peugeot, dar era de aia veche și eu aia, de-abia mergeam. Și am ajuns la guvern și la un moment dat service secret al lor, nu m-au lăsat, că eram militar, nu. Și l-am sunat pe domnul Ponta, sunt jos, trimite-o pe băiatul meu și vine să vă ia. M-a luat ăla acolo, ei erau într-o cameră care cu uși glisante. Și mai mișto ca Bush a zis, fie dar și zi, iese acolo, mă vede cu plete. Aveam și cercel pe aici, pe ureche, și militar, general, se uită la mine, face... Domnul prim-ministru, el e Ilie Năstase? Mă zice, da, el e. Vine spre mine, facem o poză. Zice, hai să facem o poză. M-a pus așa, se întoarce către domnul Ponta. Ăștia sunt oameni foarte normali. Se întoarce către premierul Ponta și zice, domnul premier, dacă îmi las și eu părul lung ca Ilie și mă face și pe mine general în armata română? Băi, mai mic, ce vrei mă să mai mișto? Da? Viitorul președinte al statului. Da, exact. Exact. După aia mi-a scris o scrisoare că hai să spun. Și eu am plecat. Mă sună ambasadorul, domnul Năstase. Vrea domnul Biden și o rachetă, domne. Că el joacă tenis și vă apreciază. M-am dus acasă, am luat o rachetă care am găsit acolo, înapoi la avă, îi scriu, pentru Joe, noroc cu racheta mea, să câștigi meciuri multe, și el face, ce ați câștigat cu racheta? Eu, șmecher de România, zic, eu sopă, în ce se e, cu imulă, sau Roland Garros, și acum o pun, n-am jucat cu ea, o pune în ramă, am poze cu ea. Dar nu câștigase cu ea, US Open. Nu, păi aia ce mai știu, acum 50 de ani, exact. Nu aveam. Dar el a fost drăguț și aprecia că i-am dat o rachetă, nu? Nu, sunt oamenii normali. Și tata lui inclusiv Bush. Trump? Și Bush, ba da, sunt. Dar Trump e mai temperamental, așa, dacă îl contrazici cu ceva, sare. Aha. Puțin genume, așa. Da, e mai pe modelul... Da. Ilie Năstase, că vorbeai despre nunta din 84 cu Alexandra, nu? Da. Sunt curios, voi ați adoptat atunci 2 copii. Da. Acum nu mai sunt copii, 34, 35. Și... Cum ați luat decizia asta? Păi ea nu putea să aibă... Așa s-a întâmplat. Uh-huh. Da, vreau să spun că e foarte greu să o adopți în America. Dar te-ai purtat tot timpul ca și cum erau copiii tăi. Nu, și nu i-am spus copilului, nu i-am spus. I-am spus când a început să vorbească, atunci i-am spus că era pericolul să ducă la școală și să afle de la colegi. Uh-huh. Și le-am spus la amândoi. Din cei 5 copii, cu care ești, de care ești cu toți. Cel mai legat, apropiat? Cu toți, cu cei care... am petrecut mai mult timp după ce n-am mai jucat, că cu prima fată are 45 de ani acum. Natalie, nu? Natalie, da. Nu, 49 ore.
49. Și cu ea n-am petrecut mult timp, că jucai, eram pe circuit oricum. Asta e regretul, că nu poți să stai cu copiii dacă faci și ce fac, ce-am făcut eu. Și ca să-l iei pe circuit cu tine când e la școală, ca a 3-a, 4-a, 5-a, nu, nici aia nu-i bine. Că o scoți de la școală. Și fetele Emma și Alesia? Păi și cu ele, acum sunt mai mult aici, în București, acum Alesia e în Franța, e la facultate, cealaltă vrea să meargă și la... Serios, e la facultate deja? Oh. Are 20 de ani. 20. Ce-a trecut timpul. Da. Trece timpul pentru toată lumea. Dacă te-ai însurat prima oară, i-ai cerut voie mamei? Nu, atunci când m-am însurat, eu a trebuit să iau aprobare de la din România, că era străină. Și n-aveai voie să ai... Dominic. Da, să ai familia ta străină sau... Și am avut aprobare de la Consiliul de Ministru, știu ce era atunci. Ca să poți să căsătorești cu străin. Așa era, așa era regulile. Pentru că știu că mama ta n-a fost de acord cu relația cu Diana Ross. Aia a fost așa, că a fost de durată scurtă, nu a fost ceva, a fost un an de zile. Îi plăceau fete cu codițe, cu păr blond, nu știa ea cine e Diana Ross. Dar nu a ascultat Diana Ross, nu s-a ascultat în România? Nu știa, mai că mi-a ascultat muzică populară, ce să zic. Probabil dacă veneai cu o cântăreață de muzică populară. Da, îmi plăcea. Și cu codițe. Dar cât de frumoasă era Diana Ross? Era foarte slăbănoagă, așa, era slabă ea. Formația se numea Supremes. De Supremes. Supremes, da. Erau 4 sau 5 fete care cântau. Da. Dar tu erai un cuceritor sau erai... Cel că nu înțeleg cât timp aveai tu... M-am mutat atunci, eram la New York, am stat și la New York la început puțin și mă mutasem acolo și mai mergeam așa prin cluburi pe la asta, am fost pe la Regine, era un club de ăsta cunoscut și acolo am cunoscut-o. Și tu erai cuceritorul sau erai cel care erai abordat? De, pentru că... Și așa, și așa. Erai cel mai celebru. Și așa, și așa, și așa. În cazul ei, cu eu. Da? Da. Ea era cunoscută în America, era... de Supremes. Ea a fost după aia un fel de manager al lui Michael Jackson. S-a ocupat de afaceri. Da, Michael Jackson. Și afaceri, s-a ocupat de afacere lui, știu eu. Ai mai ținut legătura cu Diana Ross? Nu. Ea e cu un an mai mare ca mine, cred că face... Cred că cu 3. 3, are 81, cred, da. 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 Dar care e cea mai frumoasă femeie pe care ai văzut-o vreodată și care nu ai fost niciodată? Hai să zic ceva. Deci, toate femeile sunt frumoase. Dar cea mai frumoasă, cea mai frumoasă este ultima. Nu vorbesc serios. Că n-ai cum să explici, să-ți explic ție sau la cineva frumusețea unei femei la 20 ceva de ani. Dar acum, ultima, e ultima. Cu aia ești. Cu aia, acum noi încercăm să avem și un copil. Tu cu Ioana. Da. Și e persoana care e cu mine acum. Deci, când eram cu Dominic, era Dominic, când eram cu... Era. Așa e. Și nu trebuie să supere nimeni. Nici prima, nici a doua. Că ultima, cu cine trăiești astăzi, cu cine ești, te duci la restaurant, cu cine pleci în vacanță, cu cine dormi în pat, cu cine împarți ziua și săptămâna și luna și anul. Aia e. Eu așa simt, eu și așa cred. I-am văzut, cred că Robert De Niro anunța că va deveni tată. Da, am văzut. La 80 și ceva de ani. Și ăla la altul, cum îl cheamă? Danny DeVito? Pacino. Pacino, așa, Pacino. Dar și De Niro. Și De Niro. Tu i-ai simțit și ai spus asta Ioanei? Da. Ea vrea neapărat, iară o nepoțică, băiatul ei are 27 de ani și are o nepoțică de 5 ani, am plinit zilele astea 5 ani și ne gândeam, ea vrea să aibă o fetiță neapărat, că a avut băiat și vrea o fetiță. Dar nu știu, vedem cum evoluează și cum, dacă găsim, să vedem cum putem face să avem și o fetiță. Ea e foarte mândră de băiatul ei. Cred că tot ce a avut ea în viață și ce a realizat, i-a lăsat copilului.
cred că ne-am întâlnit în toamnă, acum câteva luni, și v-am văzut împreună și mi s-a părut, față de tot ce a scris presa despre voi doi, mi s-a părut că sunteți un cuplu liniștit, un cuplu... Nu suntem liniștiți, nu. De ce să... Nu suntem, dar nici nu să ne luăm la bătaie. Toate ce s-a scris a fost exagerat, clar. Și nu... Sunt... Mă sună și pe la 8 dimineața. Sunteți bine cu Ioana? V-ați certat iară? Dom'le, stai puțin, de ora 8 dimineața. Nu s-a certat nimeni cu nimeni, stai liniștit. Adică cancanurile astea la noi sunt în fiecare zi. Sunt emisiuni de astea care apar la televizor, tot felul de vedete, toate alea. Îți dau cu părerea. Nu știu dacă am văzut o vedetă de când sunt în România, dar într-adevăr o vedetă. N-am văzut, nu știu, nu cunosc. Dacă o vedetă care apare la un canal de televiziune de 3 ori sau 5 ori, aia e vedetă, să fie la ea. Nu știu, pe una dintre vedetele din România am în față. Și mai sunt, cred că, încă nu, vreo... Nu, dar eu nu mă consider o vedetă acum, nu. Eu mă consider o persoană care nu mai sunt în vogă și, cum ziceam, de statuie de la Madame Tussaud, care să mă topească în curând. Asta e, ce... Eu mă consider o vedetă în sănătate, da. În România nu mă consider vedetă. În România nu mă consider nici vedetă și mă consider sărac. Când văd de ce bani să vorbesc și de sume și milioane și asta, te sperii. Deci în Franța când mergi, te simți bogat? Da, și în București, respect, când cobori? Nu, când eu am milioane, sute de milioane, mașini cu astea. Un om bogat este un om care nu se mai uită la restaurant la prețuri, nu se mai poate să-și cumpere la mașină care am cumpărat-o. Mai important e sănătatea și că atât, restul... Asta sunt niște jucării, că i-am spus și lui Copos treaba asta, sunt niște jucării care noi le facem cu greutăți și cu eforturi și ca să le avem, pe care le lăsăm când plecăm. La alții să le se joace cu ele. Atât. Îți pare bine că ai fost mai puțin dependent de partea asta materială față de, nu știu, apropiați de ai tăi? De mic am fost așa. Am vrut să dau, adică simți că... să dau la cineva care mai mult decât îmi dau mie. Și asta am fost totdeauna așa. Nu am fost, să zicem, avar sau... Nu. Și când dau, nu dau să vadă nimeni. Dau cum să nu mă vadă. Și soția mea e la fel. Avem câteva persoane care și ea se ocupă și eu ne ocupăm. Și discret. Nu-mi place când văd că aruncă cu cineva cu bani. E desprețitor să iei niște bani de pe jos sau să-i arunci așa. Dar care e momentul în care ți-ai tatuat numele Ioanei aici, pe mână? Deci am fost în Monte Carlo la un prieten care avea un restaurant și vis-a-vis de restaurant acolo era un dosar de tatuaj. Și m-am dus și era la masă, era altcineva și el avea un tatuaj aici, pe degetul ăsta. Micuț, așa scris. Arătător. Da, într-o parte. Și după ce a terminat cu băiatul ăla, l-am întrebat, vreau și un tatuaj ca tine aici. Și el zice, să știți că vi-l fac, dar vă doare. Că aici e os. Și zic, unde nu doare? Aici nu doare. Că e mușchiul ăsta care nu-l folosești măcar. Da. Și aici l-am făcut. Și am făcut poze cu telefonul și am trimis lui Ioana. A, tu nu erai cu Ioana? Nu, eram singur. Aha, credeam că erați împreună. Nu. Și l-am trimis și să uită ea și scrie, zice, ce tare, ce pix tare ai avut ăsta, care creion tare ai avut, că uite cum stă de bine. Zic, mă, nebună, m-am tatuat. Ah, ce frumos. Și când ai făcut asta? Păi, de șase, primul an, acum 5 ani. Acum 5 ani? Da. E clar, nu e nici măcar marker, că se ștergea sau... Păi cred că e marker, așa se vedea la telefon. Bun. Mi-a plăcut mult de tot răspunsul ăsta, că cea mai frumoasă femeie e întotdeauna ultima, sau cea de acum. Dar care e cea mai deșteaptă soție pe care ai avut-o, tot ultima? E greu să dau eu un răspuns, nu, că nu vreau să fie vreo diferență
ce o să spun eu, nu. Toate au fost deștepte, toate. Toate au știut să-și facă treaba lor. Pentru că tu nu ți-ai ales niciodată partenere slabe. Sau așa mi s-a părut. Întotdeauna ți-ai ales femei... Da, e adevărat. Cu personalitate. Da. Dar nu m-am gândit la treaba asta, să ales pe cineva special. Mi-a plăcut, în primul rând, cum arăta. Mi-a plăcut că era o femeie simplă și nu... Dacă nu e... Adică eu i-am propus, hai să vreau să fac și acum că am o vârstă, vreau să fac încă o familie, hai să ne căsătorim. Uh-huh. Și am făcut-o în timpul pandemiei, am făcut-o și acolo unde am făcut-o noi, de fapt am făcut-o la Crucea, îi spune, la localitatea uh-huh. între Hârșova și Constanța și a apărut că am făcut-o la Techergel. Nu știu de unde. Ce mai puteai să te contrazici cu ei, că nu, ei știau unde am fost. Am fost o nuntă restrânsă, a fost una din cele mai frumoase zile ale mele, pentru că... Nunta cu Ioana. Da, da. Și ea mi-a povestit că ea n-a putut să fie mireasă la prima căsătorie, n-a avut roche de mireasă și a zis, neapărat trebuie să-mi fac roche de mireasă și vreau să fiu mireasă. Și am făcut-o. Au deschis cu lacătul măicuța de la Crucea. Ce fac? Părintele ne-a așteptat. Cred că știu, e un loc superb acolo. Ai fost la Crucea? Cred că am făcut un interviu cu părintele de acolo. Nu, e un părinte care a lucrat într-o bancă, da, mulți ani în Constanța. Da, da. Și a murit soția, da, și fetița și s-a călugărit. Un om extraordinar. Ioana se duce acolo că n-are nevoie și... Adică să simte așa, trebuie să ducă... E duhovnicul ei. Da. Și ea mai are un duhovnic unde s-a născut, de unde e ea, de lângă Piatra Neamț, îi spune Mănăstirea Nechit, care e uh-huh. și mai și extraordinară. Și părintele de acolo, mă bagă mereu în altar. Eu n-am stat în altar 4 ore niciodată. Și la Nechit, dar și la Cruce am stat 4 ore, că e atât... Și trec atât de repede, nu-ți dai seama. Cred. Da. Și mergem, astea sunt cele... Am fost și la Putna, am fost peste tot, dar aceste două... Am fost în Israel cu părintele de la Crucea. Dar tu nu erai o persoană religioasă înainte. 50 de oameni am fost plecați pelerinaj. La Mormântul Sfânt. Tu nu erai o persoană nu, bisericoasă. Nu, eram mai mică, pentru că taică-miu cânta în biserică, dar când ești copil te duce de mână, știi, la biserică. Acum eu n-am avut... Și Ioana e cea care... Da, ea e foarte și aprinde lumina în fiecare seară cu tot, tămâiază, tot. Cum e și te simți mai bine, parcă, doar mai bine. Și n-am cum să... Adică... Nu mă vedeam niciodată, nici nu mă gândeam la treaba asta, că la vârsta mea o să mă duc să devin mai credincios sau să... Și vorbim și e bine că chiar la vârsta asta am ajuns să afli lucruri care nici nu credeai în ele. Ce ai aflat? Dacă ai avut vreo... Nu, mereu, dacă te rogi sau asta, mi se întâmplă ceva, să mă rog și să-mi întâmple. Să mă rog și... Da. Bine. Nu știu dacă e coincidență sau e, dar se întâmplă. Ea la fel. Ea crede foarte, foarte mult și se duce des. Adică se duce și singură cu prietene, cu maică sau cu prietenele ei. Dar crezi că o să scap, trecând dintr-o extremă în cealaltă, crezi că o să scap vreodată de eticheta asta care ți-a fost pusă pe nedrept în acea carte... ieșit acum aproape 20 de ani, că ai avut 2500 de femei în timpul vieții tale? În primul rând că nu e adevărat. Păi știu. Eu n-am spus treaba asta. O să spun povestea. Deci doamna care a scris cartea se numește Debbie Beckerman. Și a scris cartea lui Shalu Beckham. Și primul cuvânt care la prima întâlnire m-a întrebat câte femei ai avut. Eu am rămas blocat. Zic, încep cu întrebarea asta, zic, o să mă întreb câte meciuri am jucat, cu cine am jucat, cum am început tenisul, eu. A început. Și la fiecare pauză, s-a întorcea tot la femei.
Dar știi că eu în Anglia am citit toate ziarele despre tine, am tăieturi, seara... Zic, da, și... Păi nu ai scris și tu cât ai avut, n-ai... l-ai notat? Zic, nu, cum de fapt? Eu jucam, vedeam de treaba mea. Așa vreo 6 ore. După 6 ore deschid o sticlă de vin. Îi pun și ei. Era noapte, erau 12 noapte. Ai noroc? Ia, Ilie, zic, acum știu câte. Aia, bravo! Cum ți-a adus aminte? Zic, de la vinul ăsta, vinul ăsta mă face să... Zice, și câte? Mă, dacă mă gândesc bine, vreo 2500 de aia face. Asta m-am vrut să aud de la tine. Zic, bine mă, fie de la mine. Aia așa a fost. Că dacă ziceam 5000, 5000 punea. Ai înțeles? Cine naiba să scrie cu cine a fost? Sau... Cine să țină listă, normal, da? Normal că nu. Dar aia ce... Asta am vrut să aflu de la tine. Uite, acum o să scriu 2500. Și așa scrie nebuna. 2500. Și-a rămas cu aia. Pentru mine nu are nicio treabă, că nu am fost așa ceva. Doamne ferește. Ce, și că, dacă i-am zis și acum o să scrii, da. Mă, femeie, 2500 e foarte, foarte multe. Când mai dracu mai jucam și tenis, când mă mai antrenam, dacă a fost 2500? Când eu, mai stăteam și în căsnicii? Păi da, în primul rând, că eu aveam treaba asta. Eu eram în turneu și nu pierdeam. Niciodată nu mă duceam după femei sau asta. Până nu pierdeam, păi ce, dădeam eu o săptămână de muncă și asta până duminică să mă duc o femeie, că nu putea să mă duc luni sau altă. Fii nebun. Deci doar după înfrângeri mergeai și te învedeai cu vreo femeie? Era o reputație mea, erau meciuri, adică performanța, erau banii, erau toate. Păi ce eram, dădeam cu piciorul așa, mă antrenam o săptămână să joc și să câștig și la 5-a zi mă duceam și la serii prost să faci asta. Abia aștept să văd documentarul ăsta. Pe 16 aprilie m-a invitat Cosmin Hodor. La Cluj, soția mea a plâns, i-a plăcut. La TIF? L-am făcut o proiecție personală, l-am făcut la un hotel. Anul trecut, da. Nu? Da. Dar... El se va lansa practic anul ăsta, da, pe 16 aprilie. Nu era gata atunci, adică era... Da. Mai, la sala Palatului și în cinematografie. Da, vreo oră jumate cât țin eu. Deci soția a plâns. Da, i-a plăcut că ea nu m-a văzut pe mine, ea din auzite și ce-a văzut la film, că altfel... Eu de seamă cu fetița mea și n-a fost la meci, nu știu. Ea de fapt... Când vorbim de tenis, zice, ce faci cu paleta aia? Nu știu, cred că era... Paleta? Da, zice paleta. O înțeleg. Voiam să vă întreb puțin despre relația cu Ion Țiriac, care apare și el în documentar. A filmat în 3 locații numai Ion Țiriac și și-a dorit foarte mult să apară documentarul ăsta despre... Nu numai că și-a dorit, este și sponsorul. Adică a dat serios, da. Și Țiriac dă greu banii. Nu știu dacă îi dă greu, îi dă, eu nu înțeleg, că nu i-a câștigat ușor și greu. Deci să-i dai când dai cu sutele de mie, nu. Și voiam să vă întreb despre relația asta pe care aveți cu Ion Țiriac. Vă înțepați de foarte multe ori. El înțeapă pe toată lumea. Și pe băiatul lui, la fel. Deci pe mine mă tratează exact cum îl tratează pe băiatul lui, pe Ion. Adică îl pune în dificultate mereu, dar nu e. Nu vrea să... Nu înseamnă că dacă mă înțeapă, e... El așa e de când îl știu eu. Ca un frate mai mare care încearcă să-l... Îți dau un exemplu care asta a rămas. Eu în 70 am câștigat turneul de la Roma și în 71 el deja începuse să devină impresar, antrenorul lui Vilas. Uh-huh. Și zice, Năstase, tu unde joci? Te duci la Roma, nu? Zic, da, mă duc. Nu trebuie să te duci. Păi de ce? Zice, dacă vrei să te duci, negociez pentru tine să-ți dea niște bani. A negociat și ăia nu mi-au dat bani. După aia a negociat cu cei de la Madrid și m-am dus la Madrid. El juca destul de bine atunci. Uh-huh. Cu cine cad să joc în semifinală? Cu Țiriac.
vine la hotel, am mâncat împreună, zice Năstase, în așa, dacă mâine mă bați 6-0-6-1, nu mai treci prin fața mea. Mă ocolești pe strada aia altă. Zice, fii atent. Mâine ziua mea, 9 mai. Te rog eu frumos. Joacă frumos cu mine. Și știi că mie, eu nu mă omor după simplu prea mult. Că noi la dublu, știi? Eram în semifinală la simplu cu el. Uh-huh. Și în semifinală la dublu. Și eu mă iau după el. El avea mustață așa și stătea pe scaun cu capul în jos. Primul game, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, pentru el 5-0. Care fac? Alo! El nimic. Nimic. Mă bate 6-0 primul set. Trec, schimb, zic, alo, cum ne-a fost înțelegerea? Să nu te bat 6-0. Nimic, nu vorbea cu mine, domne. Mă bate 6-3 în setul 2, intrăm în vestiar, unul lângă altul. Alo, cum a fost vorba? A fost vorba să nu te bate 6-0, mă bat după mine 6-0, 6-3. Eu zic, băi prostule, fii atent, ascultă-mă bine, să scoartă în picioare. Băi, ține minte ce spun acum, nici lui măta, nici lui tactu, nici lui frate, tu să nu-i promiți că... Zic, cum? Păi, m-ai rugat. E învățare de minte. Ce și am făcut? A doua zi trebuie să jucăm finala la dublu. Zic, da, am plecat. Rămâi că el era axat pe dublu, știi? Dar mai bă, și ați plecat? Am plecat, l-am lăsat. Păi, lumea a făcut figura, m-a bătut după ce să nu-l bat 6-0. M-a bat el pe mine. Incredibil. Și am plecat. A rămas blocat. Dar ții minte, ați povestit la un moment dat că în decembrie 89 v-ați pus viața și securitatea în pentru pericol. Pentru o pușcă de-a lui. Pentru a îi căra o pușcă în timpul Revoluției la Paris. El o avea de mult în România și vrea să... El nu venise pe România, că a zis că nu vine, că să nu-l... ăștia să-l oprească, nu știu, în fine. Stăteați amândoi la Paris atunci? Eu stăteam și eu la Paris, dar veneam mai des eu. Și l-am rugat pe Valentin Ceaușescu să, de vreo 3 ani înainte să iasă aia, că am voie să o scot din România, permisul. Și unde a ieșit permisul? În ziua Revoluției. Eu m-am dus la Air France să-mi iau bilet, era închis acolo, geamurile sparte. Voiați să vă întoarceți la Paris? La Paris, că avem acolo copii și... Și mă duc la ambasada Franței. Ambasadorul îl cunoșteam destul de bine, ce domnul Stase, peste câteva ore plecăm cu Air France-ul, toată ambasada pleacă la Paris. Dacă vreți să veniți cu noi, vă luăm. Eu când am auzit, zic, pușcă. Pușcă era într-o de-aia de piele băgată, cu pușca în spate. Stai să vezi. Și în avion, nu știu ce, acolo mi-am găsit loc, am pus pușca sus, așa. Ăla, pilotul, la fiecare 2 minute... lua la Sicea, nu vă temeți că nu plecăm încă, nu ne-a dat liberă decolarea, dar nu vă speriați că noi suntem pe teritoriul Franței. Păi, știau, iar veneau, intrau în avion, rupeau tot ce mai cont. Și stăteam și eu liniștit. A plecat avionul după vreo 3-4 ore, a stat 3 ore acolo. Deci erau primele zile ale Revoluției, nu? Prima zi, după când i-am pușcat pe niște soldați acolo. 20 ceva decembrie. 23. Împușcase niște soldați care zic că sunt teroriști, nu știu ce. Îți dai seama, am luat, dacă am vedea cu pușca pe mine, primul ăla, bum. Ajung la Paris, zice, vin Năstase, uite, sunt la braserie Stella, pe Victor Hugo, cu Agop, cu Corina, cu toți, cu... Eu, taxiul, duc acolo. Când mă vede? Bă, nebunule, ce-ai făcut, mă? De ce ai adus pușca? A fost ca și meciul de... Că mi-a zis să nu-l bat. Da, exact. Zic că... Păi nu ai zis doar cum trăiam să-ți aduc pușca. Păi acum te apucam, mă? Păi zic, acum a ieșit aprobarea că pot să o scot. M-a sunat ăla de la poliție că pot să iau. Bă, dar tu ești tâmpit rău de tot, băi, Năstase. Bă, am vrut să fug cu pușca, nu, că era gop ce m-a oprit, că vreau să plec cu pușca, să nu mai dau.
Da, deci așa v-ați înțepat și vă înțepați în mereu continuare, dar asta ascunde el o mare care prietenie. El care înțeapă mai mult e el. Dar e o prietenie care va dura până la finalul vieții. Și pe copiii lui înțeapă, și pe ăla micu, și pe ăla mai mare, și pe ăla... Care e cea mai mare calitate a lui Ion Țiriac? Țiriac îți spune adevărul în față. Alții prin spate. Asta mare calitatea lui. Și ca jucător, tot așa, a fost un luptător. Țin minte meciul cu Stan Smith din Cupa Davis. Păi, nu mai putea. Și trebuie să povestesc asta, trebuie povestită. Am jucat o semifinală de Cupa Davis. Eu jucasem în finala la Wimbledon și la Tbilisi. Și erau buni. Era Metreveli cu unul Caculi, un micuț așa. Uh-huh. Și Țiriac, când era la pauză, dacă era 2-1, el fuma o țigară și o cafea. Și în timpul meciului? Nu, la pauză. A, la pauză. La 2-1 se face pauză, dacă e 2-2-3, să continuă. Și aveam un masor care era Diliu, îl chema Vasilache. I-a fost boxer. Era sonat. Și într-adevăr joacă Țiriac cu Metreveli primul meci, pauză. Țiriac intră în veță. Vasilache, unde dracu ești? Unde e cafeaua? Ăla s-a speriat, avea un reșou. Dăm țigarea. Eu stăteam pe acolo, pe la ușă, nu mă intram. Și la un moment dat, văd că intră 3 polițiști în vestea la Țiriac și încep să țipe pe acolo. Scoate ăla din priză. Ce făcuse nebunul ăsta de Vasilache? Băgase reșeu în telefonul de la care mergea la Moscova. Au intrat securiștii să-l bată pe ăla, să-i că ce? Și Țiriac s-a sculat și zice, acum îmi dai cafeaua și s-a dus și l-a bătut pe ăla, pe Metreveli, care Metreveli era jucător. Era greu să-l bați. Deci, el n-avea treabă. Fuma, Țiriac n-a băut niciodată. Dar fuma, bea cafea și câștiga. Da. Dar avea o ambiție mai de cap. Dacă aveam eu ambiția lui, mă vorbesc serios. Și spune mereu, dacă aveai tu ambiția mea, fie al dracu, Năstase, erai departe. Deci meciul ăla cu Stan Smith, nu știu dacă l-ai văzut. Nu l-am văzut. Ăla a fost... Deci era un genunchi, sânge, avea sânge pe genunchi, era... Ai de mine. S-a bătut un om, setul 5, era să-l bată pe Smith. Dacă îl bătea el pe Smith, câștigam Cupa Davis. Deci, am zis prea multe, Mihai. Prea multe, nu? Facem un documentar în loc de podcast. Faci 3 episoade. Credeți-mă, e încă prea puțin față de ce o să vedeți în documentarul. Da, documentarul e lung, o oră jumate. E o oră, cred că mai mult de o oră jumate, dar are mărturii din partea lui Ilie, are imagini pe care nu le-ați mai... Nu există pe YouTube imaginea. Nu se mai poate. Arhive. Cu regulamentele care sunt astăzi și cu... care sunt foarte stricte, nu mai poți să faci nimic ce am făcut eu, nici 1%. Da, și în sfârșit un documentar despre un sportiv făcut de un profesionist în... Tudor Giurgiu. În cinematografie. Tudor Giurgiu nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Am înțeles că încearcă să-l bage la Cannes dacă se poate, sau la Veneția, adică este un... nu-și dai seama când trece. Deci noi am vizionat un film cu Artur Iaș la Cluj și cu al meu, după aia, al doua oară. Deci primul a fost Artur Iaș și al doilea al meu. Artur Iaș, cam aceleași minute, însă parcă am stat acolo o zi. Totul era spre de politică, Black Power, făcuți de niște politicieni, da. Nimic tenis, foarte puțin. Păi ăla nu era un documentar despre un sportiv care a fost mare, Artur Iaș. Și un prieten bun. Da, cum se băteau cu alea, cu foc, cu ce asta. Documentarul despre un sportiv arată ce a fost el. Povestea lui. Da. Ilie, îți mulțumesc mult de tot. Pe final, aș vrea să-și cer pe telefonul ăsta un autograf. Poți să semnezi cu degetul? Cu degetul, da. Aș vrea să am un telefon ăsta al prietenilor de la Honor. Aici? Exact. Uite.
mulțumesc mult de tot. Plăcere. Și stai că mai am. Dai ceva? Păi cum să nu? Ia uite, băi, dacă vinul ăla din mă vede soția cu asta mână, zice, mai iar vei, mă. Hai, asta e din dealurile Purcarului și Academia Purcari, un vin făcut doar în câteva mii de sticle în fiecare. Am și eu vinul, așa că vinul meu. Mersi mult de tot, Ilie. Hai.